Cei care au urmărit jurnalul de știri de la ora 19 au văzut probabil că am anunțat că astăzi, la Cabinetul de Umbră, urma să vină Vlad Filat. Am vorbit cu dumnealui pe la ora miezii, cred că, și el a adăugat o singură frază, dar nu mă arestează, bineînțeles. Știa el foarte bine cum stau lucrurile și cum se fac jocurile în eșaloanele puterii de la Chișinău. În legătură cu ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, ar fi depunctat câteva lucruri, câteva teme pe care le vom discuta astăzi în Cabinetul de Umbră. Lucru care sare în evidență este faptul că buhăieșii lui Plahotniuc nu vorbesc despre declarațiile lui Vlad Filat. Nu vorbesc despre bomba care a detonat astăzi în Parlament. Fac referire doar la faptul că lui Vlad Filat a fost ridicată imunitatea parlamentară. Vlad Filat probabil este vinovat, dar lucrul acesta trebuie să-l stabilească instanța de judecată, așa cum este ea, dar acolo trebuie să se facă dreptate. El a fost, a recunoscut-o însuși, Vlad Filat, a fost complice cu Plahotniuc și are partea, poartă partea lui de vină, dar comparativ cu Plahotniuc, Vlad Filat este răul, chiar un răul cel mai mic, este un rău mic, cancerul Moldovei se numește Plahotniuc. Și despre asta a vorbit Vlad Filat în cuvântarea, în discursul lui, în discursul lui de la tribuna Parlamentului. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu arestarea astăzi a lui Vlad Filat? Plahotniuc vrea să arunce toată vina și responsabilitatea pe umerii lui Filat, astfel ca furia poporului să-l nimicească anume pe el. În felul acesta, Plahotniuc speră să-și salveze propria piele și să păstreze statutul de stat captiv pentru Republica Moldova. O altă temă, cred că ar fi cea care se referă la partid, fiindcă aplicând o lovitură nu numai lui Filat, dar și Partidului Liberal-Democrat, Plahotniuc elaborează probabil o altă construcție politică, fără PLDM sau cu un PLDM trunchiat. Încă un lucru care s-a întâmplat astăzi, că s-au perindat foarte multe, e fumigena lansată de Plahotniuc, cea cu autosuspendarea din PD. Păi această fumigenă e pentru naivi. Chiar dacă l-am vedea, și am spus asta la știri, chiar dacă l-am vedea pe Plahotniuc cerșind la porțile pieței centrale din Chișinău, să fiți siguri că tot el conduce Republica Moldova. Cu cât mai repede va fi bagat omul acesta la pușcărie, cu atât mai repede vom elibera statul din captivitate. Problema se pune anume astfel și nu altfel. Mă bucur că Vlad Filat în ceasul al 12-lea, dacă pentru el probabil nu mai e deja al 12-lea, a zis exact asta. Ceea ce spunem noi de fapt de ani de zile aici la Jurnal TV. Încă o temă pe care aș vrea să o dezbatem astăzi, un lucru bizar, straniu s-a întâmplat astăzi în Parlament. După ce Filat a spus ce aici a spus, după ce a declanșat această explozie, nimeni din cei care au luat cuvântul, nici Ghimbu, nici Dodon, nici Voronin, nici Lupu Ofcoz, n-a pomenit numele lui Plahotniuc. Deci n-a pomenit numele ăluia despre care aproape jumătate de oră a vorbit Vlad Filat de la tribuna Parlamentului și aproape toate televiziunile au transmis în direct acest discurs. În felul acesta, întrebarea pe care am să-i rog pe invitații mei să răspundă e următoarea. Ce șanse există ca bomba lui Filat să radă întreaga clasă politică acioată în buzunarele unui bandit ordinar? În felul acesta a venit și timpul să-i prezint pe invitații de astăzi ai cabinetului, Valentin Dolganiuc, membru al platformei Civice, Demnitate și Adevăr, colegul nostru ziarist Ion Terguț, Anatol Țăranu, analistul politic, și Alex Kozer, iar membru al platformei DA. Eu aș vrea
să accentuez încă o dată ceea ce am spus adineauri. Mi se pare extrem de important discursul lui Vlad Filat. Nu atât faptul că i s-a ridicat imunitatea, că a fost arestat, reținut pentru 72 de ore. Probabil că va fi arestat, probabil că va lua și ani grei de pușcărie, judic după justiția pe care o avem noi. Nu asta cred că ne interesează. Poate și asta, dar ceea ce a spus Vlad Filat și încearcă să treacă cu vederea, să ignore televiziunile lui Plahotniuc, mi se pare o crimă. Nu, cel puțin nu este corect. Iată de ce aș vrea să revedem, nu integral, dar partea centrală a discursului lui Vlad Filat, ca după asta să începem comentariile. Dacă este gata, să revedem instructiv pentru multe, multe decenii înainte. Cred că acest discurs va fi piatra de temelie de la care se începe o nouă numărătoare în politica moldovenească. Uitați-vă cum se mișcă lucrurile la noi. Spuneam despre libertățile cetățenești, despre drepturi, valori și așa cum se discută la noi. Dar în cazul ăsta, ca și procedură, inclusiv normă scrisă clar în lege că votul este secret, aici în Parlament să fie public. Întrebarea pentru ce? O să vă răspund tot eu. Pentru că este un scenariu bine regizat. Și cu aducerea în fața Parlamentului. Eu accept că cei prezenți în sală nici nu știu de acest scenariu, pentru că au fost folosiți în toată această perioadă și cred că în perioada următoare o să vedeți cu ce scop, ca să fie mai făcut un pas. Pentru că domnul Voronin să vină să vorbească aici despre ridicarea imunității, pentru că nu briefing și nu comunicat de presă, așa cum am discutat în alianță, domnul Ghimpu, că la domnul Lupu nu mă mai adresez, că nu contează. Domnul de pe Cantemiră, el știe despre ce este vorba. Și în subsol la PD, și în ogradă la PD. Că aici era discuția. Cum își dă demisia procurorul general? Prin briefing sau prin comunicat de presă? Dimineața m-am întâlnit cu cel care însă că nu contează. Și l-am întrebat, eu ce să le spun colegilor mei de fracțiune, cum procedăm astăzi? Așa cum ne-am înțeles ieri. Eu doar n-am întrebat, veniți bă, scoateți azi imunitatea deputatului Filat? Sau nu am întrebat, cum procedăm? Pentru că solicitările oamenilor, încă o dată, nu sunt înguste. Astăzi se termină această etapă, dar problemele țării și problemele care se confruntă oamenii rămân. Și cei care consideră că prin, hai să spun, mizeria care se face astăzi, rezolvă problemele oamenilor greșiți amarnic. Și răspunderea va fi totală. Borsetca, televiziuni, procuraturi, CNA, curs constituționale și multe, multe alte lucruri care le folosiți, nu o să mai ajute. Nu o să mai ajute. Majorități cumpărate, șantajate prin toate consiliile raionale și acum cu am crescut. Eu nu știu ce ați crescut. Ați distrus. Eu mi-asum îndeplinătate și îmi cer scuze, în primul rând, de la părinții mei și de la familia mea și cetățenii Republicii Moldova, pentru că am fost complice în toată această perioadă. Pentru că am vorbit despre iarăși, hai să mai facem un pas înapoi, hai să mai tolerăm, hai să mai vedem, important să fac eu un pas înapoi sau noi să facem un pas înapoi ca țara să meargă înainte, să avem acord de asociere, să avem liberalizarea regimului de vize. Și avem acord de asociere, liberalizarea regimului de vize și avem stat care nu are instituții. Sunt mult mai slabe decât au fost când am preluat noi aceste instituții. În cadrul unei dictaturi a unei persoane, dar unei persoane cel puțin politice, nu vă fac compliment, și care a mers și a obținut mandat în fața cetățenilor, dar nu a unei persoane pe care ați născut-o și ați crescut-o, domnule Voronin, dumneavoastră, personal. Iar noi i-am oferit posibilitatea să conduc tot în țara asta. Eu nu vreau acum să merg mai departe cu multe detalii. Eu cel puțin să știți că o să scriu dacă nu o să pot să vorbesc. Spuneam într-o interviu mai devreme că în momentul în care o să vorbesc,
o să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova și poate a venit timpul să sară în aibii odată în aer și să construim ceva sănătos, funcțional, nu cinic și fățarnic, despre valori patriotice, mari adunări naționale și târguri pe la spate pentru funcții și inclusiv târg pentru acest scenariu ticălos de astăzi. Și mă refer la cei care luptă pentru neam, pentru țară și care în rezultat, încă o dată, sunteți, eu nu știu, șantajați și voi sau nu mai știu cine sunteți, poate chiar și cumpărați cu totul pantaloni. Dar asta este cu totul altă istorie. Eu doar vreau ca domnul Guren să-și aducă aminte cum a fost elumit procuror general și ce a precedat acea numire. Cu toate că mi-a fost coleg de universitate, pentru anumite calități să-l respect, dar vă spun eu în cunoștință de cauză. Deciziile nu se iau la Procuratura Generală, deciziile nu se iau la CNA, nu se iau în instanță de judecată, nu la CCA, nu pe tighina 32 la Partidul Democrat. Deciziile se iau pe strada Cantemira sau la Nobel Club și pot să vă spun încă cum, cu dosare clasificate, să dosarul merge așa, dosarul, o să vedeți. Asta pe data respectivă se închide, asta pe data respectivă suspendă, atunci așa se face justiția în Republica Moldova și nu doar. Acum vis-a-vis de acest așa numit denunț. Este un tovarăș acolo în spate, Iralov, Serioja îi spune, care cel puțin, mă bucur, este în această sală, știe că a participat practic la toate discuțiile și la toate târgurile care au fost făcute și îmi cer, eu recunosc încă o chestie, că am participat pentru că așa, iar țară, popor, inclusiv discuții cu guvern minoritar și cum să guvernăm și multe alte lucruri, inclusiv și cu idei de salvarea băncilor, de concesionarea aeroportului și apropo, eu vreau să văd viteză și în concesionarea aeroportului. Că astea sunt prețuri plătite pentru ca cineva să vină să facă un denunț care, eu vă spun acum, știți cum, viața bate filmul. Viața bate filmul. Sumele este aruncate așa, sute de milioane de euro. Eu nu știu dacă cineva înțelege ce înseamnă 250 de milioane de euro. Și din sumele totale, cum 250 de milioane puteau să fie îndreptate în scheme de este foarte interesant desenate. Eu nici nu m-am uitat pe ele că se vor ocupa avocații. Și sper că se vor ocupa cu acces la tot ce înseamnă oferirea posibilității de apărare. Dar ideea era alta. Cu același succes, domnule Voronil, poți să facă denunți pe dumneavoastră. Și cu avioane, și cu cadouri, și cu mese, cam o dată pe săptămână. Mă refer la șor. Poți să facă și pe altul. Dar știți de ce nu o să facă? Pentru că până când noi să se spună, nu se facă. Deci pe data de 12 denunț, pe data de 13 totul gata, împachetat. Întrebarea mea este simplă. Dar de ce nu am fost chemat eu ca și cetățean al Republicii Moldova, că aici nu e nevoie de imunitate, domnule Guren, să mi se pună cel puțin întrebări, fără ca să mi se arate probele, să mă întrebe una, două, trei, să-mi dea calitate de martor, să-mi dea unde ați mai întâlnit asemenea viteză. Unde ați mai întâlnit în justiția Republicii Moldova atâta viteză decât acolo unde este interes? Să preia un business, să distrugă o persoană sau să distrugă instituții sau oameni. Mai mulți luați preună. Of, eu aș putea să mai spun multe, dar o să las foarte liniștit să pun pe hârtie ca să fie bine structurat și foarte și foarte accesibil pentru cetățeni. Vorbeam de jertfă, da? Scuzat în fie, poate, această asociere. Însă, imediat din această clipă, eu vreau să vă spun, ca și cetățean al Republicii Moldova, calitatea asta nu poate să-mi ia nimeni. Nici măcar procuratura și tot așa mai departe. Dar eu, ca cetățean al Republicii Moldova, și chem fiecare cetățean al acestei țări să nu mai recunoască această procuratură condusă politic, acest așa numit Centru Național Anti-PLDM, astăzi, mâine să fie antipartidul comuniștilor, și el deja este antipartidul socialiștilor, și va fi anti tot ce înseamnă
împotriva interesului pe care îl reprezintă ei. Această justiție controlată cu decizia instanțelor de judecată luate înainte ca procesul să înceapă. Anii se îndingocează înainte ca să înceapă procesul. Cam câți ani acolo? Așa, acolo Uslovna, așa, Pasilieni, așa, Tănaștu, da, Siuda și mai departe. Și vă rog frumos să nu faceți fețe că nu e așa. Eu, de acum înainte, am calea mea. Dar eu, cei care rămâneți în Parlament, și mă adresez în primul rând la colegii mei, reveniți la ceea ce am fost la început. S-a terminat perioada compromisurilor. Eu nu știu, acum cred show-ul cu arestările și mai departe va urma, totul e ok, dar să nu cumva să mergeți pe alt scenariu. Iar ca să stăm în spate, salvatorul națiunii, tovarășul Leancă, care a fost scos din partid și murat așa ca variantă de rezervă, ca în cazul în care Filat incomod se duc din Peledemia acolo, vină cu și europeni, eventual prieteni de cinut la Berlin, cum se întâmplă când are nevoie. Și haideți să salvăm Uniunea Europeană sau vectorul european. Oameni buni, salvați țara, salvați-vă pe voi. Ce se va întâmpla astăzi? E că este încă o dată și Iralov aici, este și Costea Măscuț, dar așa te numește lumea în țară, Bursetca. De o perioadă lungă de timp i-am spus cum o să întâmple. Eu am să dau ce scrii tu la aceste chestii și asta denotă încă o dată că voi nu sunteți doar așa cum sunteți, voi sunteți mincinoși și în același rând ticăloși, pe la spate. Am fost împotriva alegerilor anticipate. Și astăzi încă sunt împotriva alegerilor anticipate. Dar eu vreau să vă spun că ei pregătesc alegerile anticipate. Și nu pentru cei care le cer, domnul Dodon. Și în mod special mă adresez la cei din Piața Mare Adunării Naționale. Platformă, da, care nu știu de ce eu sunt responsabil de orice reacție și orice... Deci nu Plahotniuc e rezolvat de ce a făcut el cu această țară și fiecare om din această țară știe ce reprezintă el. Dar dacă cineva spune de rău sau dacă cineva în conturile lui, eu sunt vinovat. Deci nu el a făcut rău, dar eu sunt vinovat că nu asigur ca cineva să nu spună cuvânt de rău de el. Nu pentru voi sunt pregătite aceste alegeri. Pentru cu totul alt exercițiu. În acest sens, să nu mizați pe minciunele, iarăși, și pe gogonele, așa cum am asistat și la adunarea generală a Alianței ieri seara. Și ați văzut ce unitari eram noi, ce ne porneam noi, să facem regulă. Așa e, domnul Ghempu, să elicăm aici, să facem totul cum trebuie. Peste 600 de dosare, domnul Ghempu, are nepotul matale primar general și administrația primăriei la procuratură. Când o să înceapă să buhnească ele? Dumnezeu știe. Dar cu certitudine o să buhnească atunci când seara o să vi se spună că împreună o să fericiți poporul moldovenesc. Acum, mai departe, dacă se va ajunge la alegeri anticipate, faceți regulă înainte de asta. Faceți regulă în ceea ce înseamnă așa numită presă moldovenească. Și în sensul ăsta fac apel și la jurnaliști, care cu atâta demnitate se numesc a fi jurnaliști, dar de fapt sunt killeri morali. Noi pentru o palmă dată cuiva putem pune la pușcărie, dar pentru că se distruge soarta omului cu atacuri la persoană, cu calificări și tot așa mai departe, familii întregi, libertatea e în expresie. Și mai cu seamă, într-o perspectivă electorală, poate să influențeze dramatic viitorul, nu pentru un an sau doi, poate să influențeze în continuare dramatic viitorul acestei țări. Faceți regulă în ceea ce ține finanțarea, nu doar în alegeri, dar și după. Că în alegeri încă se poate de câștigat. Dar după care
despre banii care se scrie aici și mulți, mulți alții se folosesc foarte bine în a cumpăra partide, deputați și tot așa mai departe. Prietenii știu de ce spun eu lucrul ăsta. Și dumneavoastră știți de ce spun eu lucrul ăsta. Alegători, domn președinte, consilieri, primari și tot așa mai departe, dar dacă nu se dau cumpărați doar cu bani, este Procuratura Generală, drum, gard, o semnătură pusă, abuz de putere, neglijență. Vrei să întrerupem dosarul? Soluția fermecată. Scrii cereri în Partidul Democrat și ești liber. Eu vreau să spun că eu cereri în Partidul Democrat nu scriu. Și eu ceea ce vreau și spun lucrul ăsta domnul Deacov cu durere, că am fost cu Matale atunci când am construit acest partid la început. Dar unde a ajuns partidul? Nu-i ceea ce ai vrut Matale, nu-i ceea ce am făcut noi. Și asta îmi pare rău. Și vreau să vă mai spun încă ceva. Nu lăsați milioanele astea care se învârt, întâi miliarde, pe urmă milioane, acum așa ceva o să mai apară, trilioane, să acopere restul problemelor. Eu vă rog și pe voi, și pe voi, și pe voi, și pe toți, societatea civilă, cei din piață, clarificați-vă până la urmă câte miliarde s-au furat din Mol Telecom, câte sute de milioane pe metal feros fac, câte milioane se pun pe seama oamenilor pe tarife la gaz, la energie electrică. Și atunci o să aveți și un răspuns. Deci trăim așa de prost țara asta? Nu pe fițuica asta. Eu vă spun moral, sunt ok. Durerea mea vine din altă direcție. Că aici, pe Pușaru, am mai reușit să mai fac un joc. Și foarte curând o să înțelegeți pentru ce face jocul ăsta. Și o să mai aveți un răspuns de unde se iau banii și se întâmplă anumite procese și anumite lucruri în această țară. Ce am înțeles eu, un lucru clar din discursul domnului Filat, e că ar trebui, cât nu e târziu, să scriu și eu o cerere de aderare la Partidul Democrat. Asta mi se pare limpede. În rest, avem de discutat. Discuția cred că o să fie lungă, anevoioasă, cu foarte multe cotloane. Așadar, cred că sunt două lucruri, două subiecte mari de discutat. Vina, presupusa vină, cel puțin, care îi se incriminează lui Filat și ceea ce a declarat după asta Filat. În partea asta de discurs, de declarație, el practic a învinuit cam toți cei mai importanți jucători politici din Republica Moldova de faptul că sunt slugile umile ale lui Plahotniuc. Ceea ce spuneam și noi încă o dată, nu e o noutate. Noutatea este că o spune un om politic de calibru lui Vlad Filat. O spune nu la crâșmă, o spune la tribuna centrală a Parlamentului. Aici am avut o discuție, colegul meu Cozer zicea că omul simplu nu-l crede. Nu știu. Contează altceva pentru istorie, cred că va conta. Pe hârtie discursul lui va fi un discurs în care sunt semnalate bolele unui sistem în agonie. Gata. Vă las să vorbiți. Ce ați înțeles din tot lucrul amuzant? Mi-a plăcut partea organizatorică la început. Cât de bine finul a sincronizat toate lucrurile cu venirea procurorului. Deci m-a amuzat foarte mult. Mai întâi a fost Voronin, a fost Lupu cu discursul lui. Azi trebuie să începem, da. Foarte, foarte frumos. Așadar, domnul Săran. Da. Lucrul este clar. Filat a ieșit din politică. Filat mai mult nu este jucător pe scena politică. Și în ultimul, în ceasul al 12-lea, atunci când a deschis ușa ca să iasă, ne-a lăsat o listă, o listă de argumente. Și aici, Val, sunt de acord cu tine atunci când spui că
pentru prima dată în istoria politică a Republicii Moldova, un politician de talia, un lider de partid, principalul partid de guvernământ, pune degetul pe rană și ne spun niște adevăruri. Este niște adevăruri dure pe care noi le cunoșteam, dar care în gura, pe limba unui politician de asemenea factură sună cu totul alt minte decât atunci când vorbim noi, comentatorii, analiștii, chiar și politicienii de un rang mai jos. Și încă un lucru la care vreau să atrag atenția. Moravurile politicului moldovenesc. Seara, colegii de coaliție se întrunesc, vorbesc între ei, discută cum mâine trebuie să-și dea demisia procurorul general, prin briefing sau printr-o declarație de presă. Nu știu, e o mărunțiș, dar pe mine m-a marcat foarte profund, m-a marcat. Păi acolo nu există relații omenești, nu există sentiment omenesc. Și voi dimineața vine la lupul și îl întreabă, păi cum ieri cu procurorul am convenit, ce va fi? Totul rămâne în vigoare. Ca peste o jumătate de oră... Culmea cinismul. Da. Vă închipuiți? Dar poate Lupu nici nu știa, a fost luat și el prin surprindere. Lupu știa din discursul lui, s-a văzut că știa. Da. Bun, Voroin știa, cred că cu o zi sau cu două înainte, atunci când a spus că trebuie de ridicat imunitatea și lui Filat și lui Leancă. Apropo, urmează Leancă, cum credeți? Păi bine, dar Leancă deja nu e atât de important. Nu urmează? O să-l păstreze încă în rezervă. Echipa de rezervă. Dar voturile de dreapta, Plahotniuc, trebuie să le canalizeze undeva. Nu, și mai este nevoie de câteva voturi, poate la alegerea președintelui, dacă se va ajunge până la alegerea președintelui. Încă nici pe departe nu este clar cum se va desfășura alegerea președintelui. Deci, ce pot să constat? Ca prima constatare. Pe dreapta, dar nu pe dreapta, pe terenul pro-european, rămâne o singură forță veritabilă. Oamenii care astăzi sunt concentrați în Piața Mare a Adunării Naționale. Mai mult nimic nu avem. Sau acolo, repede, se organizează, se consolidează, crește și ideologic, dar și organizațional. Crește o forță redutabilă și atunci avem șanse să oprim ofensiva euroasiaticilor sau Republica Moldova cade în abisul unei subdezvoltări pe mulți, mulți ani înainte. Ion Târguță. Dumneavoastră a spomenit la un moment dat despre Iuri Leancă. Din punctul meu de vedere, el a priori nu poate dispare din Parlament, pentru că în momentul în care Iuri Leancă dispare din Parlament, Partidul Liberal sare din schema de guvernare. Un partid liberal fără Partidul Liberal Democrat deja nu mai poate face parte din nicio coaliție de guvernare. Probabil că Partidul Liberal a înțeles asta acum. Poate prea târziu, dar din păcate așa este. S-ar putea să asistăm în continuare la rupturi groaznice în politicul moldovenesc. Eu nu exclud că din Partidul Liberal Democrat ar mai putea pleca anumiți deputați și probabil locul cel mai indicat va fi fracțiunea domnului Leancă. Și în felul ăsta se poate păstra cel puțin în aparență actuala alianță AI3, iar în momentul în care PD-ul va decide că și Iuri Leancă trebuie să ajungă pe banca acuzaților, în cazul ăsta pur și simplu nu va mai exista Alianța pentru Integrare 3 și respectiv Partidul Liberal va dispare din orice schemă de la guvernare. Dar nici asta probabil nu este suficient. S-ar putea să asistăm în continuare și la căderea guvernului, pentru că se repetă într-o proporție destul de mare lucrurile din 2013. Ea s-a încheiat cu semnătura de adio lui Vlad Plahotniuc când a plecat din Parlament și vă amintiți asta. După asta a urmat demisia lui Vlad Filat și iarăși Calvaro prin care a fost trecut. Și acum ne pomenim iarăși că Vlad Plahotniuc pleacă din politică în general. Bun, că va face, va lucra din umbră, este altă poveste, dar cel puțin formal nu mai există într-un partid politic. Dar greșeala mare din punctul meu de vedere pe care a făcut-o PD-ul este că a deschis ușa. Nu a deschis-o de tot, cel puțin a întredeschis-o puțin. Iar această fisură, place sau nu, se va adânci și se va transforma într-o ruptură foarte mare. Nu știm unde va duce. S-a vorbit astăzi foarte mult și a vorbit și Fila despre alegeri anticipate. S-ar putea, în situația în care ajungem la alegeri anticipate, să nu mai facem alegeri anticipate în Republica Moldova,
sau cel puțin în Republica Moldova, în forma care o cunoaștem acum. Toată lumea stă la pândă. Există Transnistria, există Găgăuzia, mai există un Renato Sati care a umplut Chișinăul de dejecții și probabil că ne va turna în continuare în cap și sunt riscuri destul de mari. Vom vedea unde vom ajunge, dar politicul nostru la momentul actual se reformează și startul a fost pornit astăzi. Cum și cât de dureros se va reforma, vom vedea. Și sunt de acord cu domnul Țăranu. Avem nevoie foarte mult acum de o nouă entitate politică. Ar fi extraordinar dacă politicienii noștri ar înțelege, toți care au făcut politică până acum, să-și facă autolustrație și să plece. Să lase o clasă nouă politică, pentru că chiar dacă avem oameni puțini în țara asta, cred că mai găsim vreo 300 de Maia Sandu ca să putem face o guvernare bună. Ok, revenim. Valentin Dolgăniuc. Eu cred că, în primul rând, noi vom avea Consiliul Marea Adunării Naționale și Platforma Civică Demnitate și Adevăr mâine va avea o declarație oficială, poziția care, într-adevăr, ce îi spune domnul Țăranu, noi am vorbit înainte de emisiune că pe umerii Consiliul Marea Adunării Naționale și a Platformei Civice Demnitate și Adevăr a căzut o povară foarte grea acum. Domnul Țăranu spune, zice, că da și o șansă. Posibil. Dar povara cred că este mai mare decât șansa. Pentru că avem o responsabilitate unică, într-adevăr, forță, care se mai păstrează în Republica Moldova nepătată, care poate să redeie Republicii Moldova vectorul european și speranța. Marea noastră dramă este că în acești 5 ani de zile sau 6 ani de zile din 2009 încoace până în 2015 a fost omorâtă speranța noastră, speranța Republicii Moldova, speranța de integrare europeană. Eu cred că vreau să trec în revistă sentimentele sau cum l-am văzut eu azi pe Vlad Filat decât în acești 5 ani de zile. Pe de parte, acest discurs, într-adevăr, ceea ce e pomenit la începutul emisiunii, a fost un discurs foarte bun. Un discurs altfel decât toate discursurile pe care le-am auzit până acum, un discurs care a pornit din inimă, din suflet, în care a pus emoții. Dar l-am văzut pe Vlad Filat speriat. Speriat și eu cred că astăzi el și-a dat seama că astăzi este ultima zi din cariera lui politică. Vlad Filat nu se va mai regăsi niciodată. Ultima zi de libertate, nu? Bine, poate că și libertate, dar l-am văzut pe un Vlad Filat foarte și foarte speriat. Ceea ce a spus Vlad Filat, într-adevăr, circulă în spațiul public deja din 2010-2011. Vlad Filat nu a spus, nu uitați. Noi cu domnul Țăranu în anii cei 90 nici nu puteam să discutăm despre asemenea crime care exista, ar putea să existe despre o procuratură care se stea la cheremul unui partid politic sau unei persoane, despre o justiție care se stea la cheremul unei persoane, despre furturile de milioane și de miliarde, despre atacul Raider. Atunci noi nu puteam să facem asemenea declarații, să zicem că ar fi fost foarte și foarte vitej în declarații. Vlad Filat, într-adevăr, a adus niște argumente în spațiul public, sau să zicem argumente în ceea ce privește continuarea luptei cu oligarhia Republica Moldova. Vlad Filat a fost parte componentă a acestei oligarhii, el a pus umărul tacit, prin acțiune sau prin acțiune. La fel a pus umărul și Ghimpu, a pus umărul și Voronin, a pus umărul și Dodon și alți politicieni care s-au regăsit la timpul respectiv în Parlament pentru a-l crește și pentru a-l fortifica acest plahotniuc. Fiecare își are partea lui divină. Și sentimentul cel mai uman al meu pentru Vlad Filat a fost astăzi mila, vă spun sincer. Mie mi-era milă de acest om. Pentru că de la extaz până la agonie este doar un singur pas. Vă dați seama? Acest om putea să devină în 2013, ceea ce am vorbit noi în pauză, de fapt în 2013, trebuia să devină, într-adevăr, și ar fi avut susținerea majorității populației din Republica Moldova. Vorbești ca Napoleon, de la ridicol, de la... da. Dar, vedem, dintr-un lider de la subil, care... La ridicol e un pas, da. Eu am spus invers. Dintr-un lider s-a transformat, deci, într-un nimeni, într-un pușcăriaș. Noi asta am vorbit, că în 2013 el oricum mâncapă pușcăria. Oricum. Dar cel puțin era altă situație. El altfel avea să poziționeze. Fără BEM. Corect. Aici. Iată aici. Că aici. Pentru că i-a apărut acest BEM.
Și acest BEM, eu cred că... Cu toate că azi, BEM-ul n-a fost, a fost doar invocat, dar nu i s-a prezentat nimic. Percepția populației în ansamblu este BEM-ul. Nu că a luat mită de la, ca așa a zis, ăsta... Gure. De la Șor, că a luat mită 90 de milioane, apoi 150 de milioane, nu știu cât, 160 de milioane, pardon. Și așa mai departe. Pilat are vina lui, are partea lui divină, deci și este majoră și el trebuie deci să răspundă. Dar trebuie să răspundă și Plahotniuc. Și în Republica Moldova nu trebuie să avem o justiție selectivă. Și în Republica Moldova nu trebuie să avem o procuratură în buzunarul lui Plahotniuc. Da, întrebare, dacă vinea Gurin azi în Parlament, imaginați-vă și o situație. Și citește ce i-a pus Plahotniuc, hârtiuța aia, și după care vine și spune, am eu ceva de adăugat la hârtia asta. Eu cer să fie arestat și Vlad Plahotniuc. Dar nu era așa ceva posibil, pentru că noi vorbim despre Alex Cornelie Gură. Alex Cozer, că avem puțin timp. Trebuie să realizăm un lucru și să nu încercăm să-l eroizăm pe Vlad și Vlad. În niciun caz. L-am eroizat în 2013 și poate chiar dacă înfunda pușcăria în 2013, a doua zi, mii de oameni găsesc cu tricouri care scriau libertate pentru Filat. Pentru că în 2013 el a început o luptă cu mafia. El și-a pus capăt carierei politice în ziua în care și-a cerut scuze de la Plahotniuc. Asta a fost. Atunci a pus capăt carierei politice și atunci, fără a mă roga acum unele merite, am spus că Filat oricum va înfunda pușcăria. Și Plahotniuc îl va trimite mai devreme sau mai târziu la pușcărie, pentru că el atunci a devenit captivul total al lui Plahotniuc. Din păcate, marea sa greșeală a fost că s-a implicat în aceste scheme cu Șor după 2013. Procuratura cu acest Gurin, copil de minge al lui Plahotniuc, a lucrat foarte bine împreună cu Chetraru și au acumulat dosare ca să-l șantajeze tot mai mult pe Filat. Și în consecință... Au avut și ce au acumulat. Au avut, sigur că au avut. Cum să nu aibă dacă omul ăsta n-a conștientizat nici măcar atunci cine este Plahotniuc și în ce situație s-a trezit el. Și astăzi am văzut rezultatul. Eu personal mi-aș fi dorit să-l văd pe Filat așa, nu, măcar la 7 septembrie, după ce au ieșit 100.000 de oameni în față. Nu scăpa de pușcărie, dar... Dar să poate... pe Filat. Mai puțin contează. Domnule Țăranu, astăzi stau doi indivizi pe care îi cheamă Usate și Dodon în fața Parlamentului. Credeți-mă că dacă ieșea pe 7 Filat și dacă ieșeau câțiva deputați pe de mii de și spuneau, fraților, noi suntem cu poporul, credeți că mai existau motive ca slugile astea ale Moscovii II să fie astăzi în fața Parlamentului? Eu nu cred. Alex, e bine să fii tiner, bogat, fetele sunt frumos. Lucrurile decurgeau altfel. Ceea ce a spus astăzi Vlad Filat este adevărat. O spunem noi de atâția ani. Însă noi trebuie să conștientizăm astăzi un alt lucru, cu toții. Trebuie să conștientizeze toți cetățenii. Pentru că în ultima lună, mai ales, eu am discutat cu foarte mulți cetățeni care nu știu de ce spun că noi, cei din Piața Mare Nări Naționale, o mână de oameni, noi trebuie să schimbăm lucrurile, noi nu știu ce trebuie să facem. Dar noi nu ne diferențiem cu absolut nimic de cetățenii de peste tot din Republica Moldova. Și acești cetățeni trebuie toți să conștientizeze astăzi că Republica Moldova nu mai este un stat funcțional. Că Republica Moldova are o foarte, foarte, foarte mare problemă. Instituțiile nu mai funcționează niciun fel. Instituțiile sunt absolut toate la cheremul unui individ. Și până ce nu vom scăpa de acest individ, că există pericol ca să ia altul loc, există, dar hai să nu mai trăim cu fobia drobului de sare. Hai să ne apucăm toți cetățenii conștienți care sunt astăzi, care au mai rămas în Republica Moldova, sunt puțini, să se apuce, să se auto-încurajeze, să încurajeze cu cei din jur să pună piciorul în prag și să schimbe lucrurile. Asta trebuie să vină de la cetățeni. Nu mai trebuie să vină de la Dolganiuc sau de la Terguță sau de la alții. Trebuie să vină de la cetățeni de acolo de jos, pentru că ne-am trezit într-o situație extrem, extrem de gravă. Eu l-am văzut pe clovnul ăsta de Usate lângă Parlament cum deschidea astăzi portbagajurile la mașinile de poliție și polițiștii îi permiteau asta. Și hai să ne întrebăm cine i-a permis. Eu făcea asta de frică să nu dea Mercedes-ul cuiva, să rămână tot la el.
Da, da, în una din lorele de cuvânt, cred că nu în asta care am văzut-o noi a lui Filat, pe coridoarele, undeva pe coridoarele Parlamentului, da, el zicea despre acest spectacol regizat cu satăi în afara Parlamentului și cu toată tevătura asta în interior, deci Plahotniuc, el a dat de înțeles că Plahotniuc, deci Usată este opera lui Plahotniuc. Dar oare nu este clar? Nu ni s-a promis că vor fi vreo 30.000 de oameni care vor încercui Parlamentul ca să-l blocheze, ca rezultat, deci trebuie să-și dea demisia o serie de demnitari și să fie anunțate alegeri. Câți au venit? Nu, și pe la urmă s-a redus. Au venit vreo 2.000. L-au blocat polițiștii până la urmă. Au venit vreo 2.000 și la ce s-a redus toată această încercuire a Parlamentului? Din acel moment cum capul lui Filat s-a răstogălit pe scările Parlamentului, toți au început să aplaude, toți au început să vorbească, ura, ura. Pornind de la ceea ce spune domnul Zaranu, cred că ar trebui să mai punctăm o idee. Totul e bine, pentru asta am pledat, lupta cu corupția, dar nu vrem să fim prostiți, nu vrem să fim manipulați, nu vrem să fim folosiți. Dodon și cu Usată i-a spus, încercuim Parlamentul, nimeni nu pleacă până când Gurin, Drăguțan și Chetraru și Sisu și Balan de la Sisu nu își dau demisia. Niciunul astăzi nu și-a dat demisia, domnule. Niciunul în Parlament n-a vorbit. Niciunul nu a fost înghemat în Parlament. Este limpede că în spatele lor stă acest Plahotniuc. Este limpede că Plahotniuc va face și va trege o nouă majoritate parlamentară. Și aici cred că ar trebui să facem o punct, o legătură, sau să zicem, să aducem în discuția noastră și briefingul lui Streleț, care astăzi, pur și simplu, din punctul meu de vedere, a fost lamentabil. A fost, ca îmi cer scuze pentru un schelălăit de ăsta, care nu știu ce a vrut să spună. De fapt, eu nu am înțeles nimic. A scăpat de controlul lui Plahotniuc. Sau vrea să-și salveze pielea, sau vrea să se dea tare în parcare spunând că nu voi pleca din funcție de prim-ministru atât timp cât nu există o altă majoritate parlamentară care să mă demit și așa mai departe. N-am înțeles personal nimic, absolut. Era un pic ridicol acest Streleț. Eu, de exemplu, am așteptat să se înceapă, într-adevăr, o luptă cu această mafie din Republica Moldova și Streleț să fie vârful de lance. Toate instrumentele. De la două zi pierde calitatea. Dar nu sunt în mâinile lui. Cum să lupte? El are mecanisme, el are... În momentul ăsta nu trebuie să uităm că există o instituție în cadrul guvernului care se numește Ministerul de Interne. Și Ministerul de Interne este responsabil să ne salveze de această oligarhie și de Plahotniuc. Ministerul de Interne este responsabil pentru că are toate instituțiile... Întrebarea mea... Strelesul astăzi a promis niște lucruri. Niște lucruri foarte importante. Dar eu vreau să pornesc de la un lucru care l-a spus Filat în Parlament. Câte miliarde s-au furat de la Moltelecom? Ei bine, domnul Streleț, în calitate de premier, trebuie în următoarele săptămâni să ne răspundă câte miliarde s-au furat de la Moltelecom. Câte milioane s-au furat de la Metal Feroz? De la Metal Feroz, exact. Domnul Streleț poate și să intervină. Apropo, domnul Streleț și-a asumat prima dată public și deschis că el va face tot posibilul să îndeplinească marea majoritate a revendicărilor protestatarilor din Piața Mare Nări Naționale. Noi vrem să vedem și asta. Eu vă spun foarte sincer, dacă Valeriu Streleț îndeplinește ceea ce a promis, eu nu am nicio problemă cu premierul Streleț. Să îndeplinească, să o fac. Problema este dacă mai reușește. Să încerce măcar, domnul Târguță, să încerce să facă ce a promis, pentru că eu mă tem foarte tare. Dânsul a spus că nu va asculta indicațiile de la Cantemir. Noi avem deja o experiență când PD-ul s-a aliniat cu comuniștii și a demis un guvern. Dar nu este nicio problemă. Da, dar asta ar fi o altă sinucidere, pentru că în momentul în care faci alianță cu Voronin și cu Dodon, scoți nu 100.000, dar scoți 200.000 de oameni în stradă care nu o să permită așa ceva. Pentru că mai sunt încă niște pro-europeni în țara asta. Eu cred că... Bun, și votul Parlamentului, cum va putea anula strada votul Parlamentului? Hai să nu ne jucăm cu focul. Bun, până aici este între... Da, domnul Țăranu. Noi intrăm într-o zonă imprevizibilă. Exact. Din acest moment... Deja nimic nu poți prezice cu o exactitate foarte înaltă.
Eu am vorbit în cadrul acestei întruniri. Am avut două minute să spun ceva. Un minut. În cadrul acestei întruniri. Sau domnul Țăran. Voi, guvernarea, aveți posibilitatea să faceți o revoluție de catefea, exact, și să salvați țara. I-am dacă nu, va veni o contrrevoluție care stă acolo în fața Parlamentului și ei vor decide viitorul acestei țări. Acum, după ce această guvernare deja nu mai există, în acel moment cum ei l-au scos pe Filat de pe tușă, gata, guvernarea s-a dus. Când vorbim că o să-l scoată pe Stăreț din postul de prim-ministru, și așa o să-l scoată. Păi mai bine să ieși cu capul sus ridicat decât să ieși ca o slugă dulcilă. Atâta timp când noi nu avem, Alex, scuze te rog, noi nu avem, din păcate, printre invitați un jurist, dar întrebarea care mă interesează este dacă declarațiile de astăzi ale lui Felat sunt un temei suficient pentru Gurin de a iniția niște dosare penale. Despre asta vorbim după pauză. Revenim, stați aproape. Bună ziua, bună ziua. Mulțumesc. La revedere. La revedere. Mă scuzați, domnișoară, de ce totuși Hippocrates? Aici sunt medicamente care tratează. Cu Sun Communications ai internet rapid cu viteză de până la 300 de megabits pe secundă, televiziune digitală și telefonie fixă inclusă, conectate la tine acasă, chiar a doua zi, toate la doar 69 de lei pe lună. Savurează! Economisește! Sun Communications! Настоящие ценности побеждают время. Английский чай Ахмад Ти. Ваш безупречный вкус. Есть cum să vorbești cu Italia? Da. Cum alții îl poți vorbi pe internațional cât poftești, fără să-ți faci griji că se pot termina banii. Ioane, mergem la Molțel! Vino la un magazin Molțel. Conectează-te la abonament și sună din minutele incluse la orice număr de mobil din Europa la prețul unui minut național. Cu un singur abonament câștigi 5 soluții bune ca să-ți faci viața mai simplă. Molțel. Armonia liniilor și culorilor. Căldura lemnului prețios. Rafinamentul și grația decorațiunilor realizate manual. Colecțiile ispititoare pentru o casă ideală. Salonul de mobilă Indo. Excelență într-o mobilă unică. Strada Bernardații 75. Pentru că fiecare zi cu tine e cea mai bună zi. Pentru că mi-arăți ce este important cu adevărat. Pentru că îți pui mereu încrederea în mine. Pentru toate acestea vreau să-ți ofer tot ce am primit și eu pe când eram copil. Mulțumesc, mami! Formula de lapte HIP are o tradiție de câteva generații. Iar acum e mai bună ca oricând. Garantăm cu numele nostru. Compania Quantid vă propune la cele mai accesibile prețuri porți secționale pentru garaj și industriale, direct de la producător. Telefon 60 20 77. Смотрите, как из тонкого вкуса, нежности и немного огня рождается наслаждение. Рафаэль. Кремовые ликеры. Изысканное наслаждение. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Acum e momentul. La Stărcon îți găsești apartamentul. Visele se împlinesc în complexul rezidențial Vasile Lupu. Prețurile încep de la 479 euro pentru metru pătrat, iar prima rată e doar 30%. Stărcon. Bun venit acasă! Telefon 022-294929. Herba Stres. Un comprimat pe zi alungă stresul. Herba Stres. Liniștea oferită în natură, fără a provoca somnolență. Becklet Philips 9 W la doar 89 lei. Doar la Volta, 150.000 de becuri economie și LED. Cumpără de la expertul în LED Volta. Революционный спрей Септолете Плюс охватывает большую часть горла. Почувствуйте плюс эффект немедленно. Септолете Плюс. Спрей и таблетки. Прочитайте внимательно инструкцию.
группа компаний «Солти», производитель и поставщик стройматериалов, представляет новинку. Пенопласт, произведенный на собственной фабрике. «Солти» гарантирует качество, приемлемые цены и комплексный подход к термоизоляции и отделке фасадов. Улица Варница, 6/1. Торговый центр «Солти». Fiecare copil are nevoie de o casă în care să se simtă iubit și protejat. În Chișinău, 12 copii abandonați cu dizabilități severe au nevoie de o astfel de casă. Casa comunitară a viitorului le va permite să fie îngrijiți de un personal calificat, să beneficieze de reabilitare și servicii la ei în comunitate, fără să fie izolați, cum se întâmplă de obicei în cazul unor astfel de copii. Acum, ai șansa și tu să trăiești un moment de împlinire și să-i ajuți pe acești copii prin puterea de a dărui. Vino la Gala Generozității, un eveniment marca CCF HHC Moldova, susținut de Valentina Fornița, patronul organizației. Gala va reuni invitați speciali Mihai Dogotar, Sergiu Tuhuțiu, prim balerina Anastasia Homițcaia, Chișinău Youth Orchestra. În exclusivitate, Chateau Purcar prezintă un nou vin. Biletele pot fi comandate la telefonul 068 60 1144 și pe www.galaccf.org. Întinde o mână de ajutor, dăruiește un zâmbet și o casă copiilor lipsiți de un cămin familial. Rezervă seara de 24 octombrie pentru o gală de excepție la Radisson Blu Leo Grand Hotel. Vino să celebrăm împreună generozitatea! Tuse uscată? Iritantă? Expectorație dificilă? Spune stop ambelor tipuri de tuse cu siropurile specializate Herbion, potrivite pentru ambele tipuri de tuse. Herbion. Două tuse, două soluții. Citiți cu atenție prospectul. În caz de reacție adverse, adresați-vă medicului sau farmacistului. Construit o casă, o casă pentru dragostea ta. Complexul locativ panoramic este dat deja în exploatare. Aveți dureri de gât? Produsul german Trahisan vă poate ajuta. Trahisan, primul ajutor în cazul durerilor de gât. Citiți cu atenție prospectul. Colecție de toamnă-iarnă, magazinul Brooms. Bulevardul Moscova 2. Telefon 44-62-37. Tati, cele mai bune portocale! Brazilia! Hei, suc din cele mai bune fructe! Noi știm de unde să găsim cele mai bune fructe pentru un suc cu gust adevărat. Vita, gustul adevărat al fructelor. Siguranța. Ce poate fi mai important pentru tine și familia ta? Această toamnă, Volvo XC60 cu reducere de până la 5.000 euro. Volvo XC60, produs în Suedia. În caz de întorse, traume, durerele coloanei vertebrale, luxații, neuralgii, te ajută Ultrafastin. Combinația dintre ketoprofen și lizină în gelul Ultrafastin accelerează și îmbunătățește efectul terapeutic. Ultrafastin. Fii din nou în formă! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Fă cunoștință cu Gicu și Ioan. Ambii caută un bilet de avion. Dimineața, Gicu se trezește în grabă. Trebuie să ajungă la agenție de turism. Ion încă visează. La agenție Ghinion, un rând imens. Gicu întârzie la serviciu. Comod chiar de acasă, Ion accesează zbor.md.
biletul de avion e la un singur click. Alege cea mai bună ofertă de zbor și o poți plăti comod, online, cu cardul bancar sau la cel mai apropiat oficiu poștal, la orice terminal sau bancă. Rezervă-ți acum biletul pe zbor.md. E simplu și rapid. Îți prezentăm setul format din perna Dormeo Siena Classic și Pilota Siena. Și astăzi pot fi ale tale cu o reducere de 50%. Dormeo Siena este perfectă pentru cei care își doresc o pilote pufoasă și extrem de călduroasă. Perna Dormeo Siena Classic, ușoară și moale, se adaptează perfect formei capului și gâtului, iar acum ai 50% reducere. Acest set complet este al tău pentru incredibilul preț de doar 849 de lei. Acum și în magazinele Metro. Când am nasul blocat, am nevoie de o îngrijire specială. Noul spray pentru nas, Septa Nasal cu Dexpanthenol, care nu doar deblochează eficient nasul, dar și tratează mucoasa nazală. Pot din nou să respir ușor. Septa Nasal. Deblochează și tratează. Citiți cu atenție prospectul. În caz de reacții adverse, adresați-vă medicului sau farmacistului. Accord Travel. Noi te conducem în cea mai tare aventură americană, iar tu vei conduce noua ta mașină, un Peugeot 301. Înscrie-te la programul American Summer și câștigi o mașină. Venim la universitatea în care înveți ca să afli cât de ușor este să te faci cu o mașină. Accord Travel, lider în programe Work and Travel din Moldova. Încă vă gândiți ce frigider să procurați și așteptați o ofertă convenabilă? Doar în rețeaua de magazine Maximum, în perioada 10 octombrie-10 noiembrie. La cumpărarea frigiderelor Indesit sau Hotpoint Ariston, primiți cadou veselă din clasa Premium. Mereu e profitabil și plăcut să cumperi electrocasnice la Maximum. Maximum, alegerea perfectă. Febră, gripă și răceală, faringita bat o boală. Mama știe ce să facă. Un remediu de succes. Ibuprofen D, fără colorânți și zahăr. Acum într-o formă nouă. Supozitoare pentru copii de la 3 luni. Ibuprofen Baby. Citiți cu atenție prospectul. Belșugul toamnei la săptămâna agroindustrială la Moldexpo. Expozițiile internaționale Mold Agrotech și Farmer. Tehnologii avansate și inovații, echipamente și utilaje, chimie agricolă și biotehnologii, medicină veterinară, material săditor și semincer. Produse agricole, miere, arbori decorativ și fructiferi la Târgul Toamnă de Aur la Moldexpo. Animale și păsări de rasă la expoziția Târg Animal Show din 21 până în 24 octombrie la Moldexpo. Nolpaza Control inhibă secreția de acid gastric ziua și noaptea. Nolpaza Control, pentru înlăturarea de lungă durată a arsurilor la stomac. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Întrebarea pe care am pus-o înainte de pauză, bineînțeles că este retorică. Bineînțeles că procurorul Gurin poate intenta câteva dosare doar în baza declarațiilor făcute de Vlad Filat și Metal Feroz și Moldtelecom-ul. Și insula la izvor să revadă o altă decizie care se plângea doar în el, nu-i așa? Multe. Va face procurorul Gurin în așa ceva? Va încerca să demonstreze că este independent? Va avea curajul? Eu îmi dau seama cât, cum sună. În primul rând, semnificația acestui ce s-a întâmplat azi. Ce întrebare prostă. Da, nu, eu îmi dau seama ce întrebări pot. Mai răspunde de la faptul că domnul Gurin și-a salvat astăzi funcție. Da. Ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, în Republica Moldova, în Parlament, cu arestarea aceasta, demonstrează încă o dată sau probează încă o dată faptul că Republica Moldova este un stat captiv și se află în captivitatea unei singure persoane. Deci, asta este încă o probă adăugătoare la toate celelalte. Legat de asta. Întrebat de Gurin, știi care este problema? Că Filat trebuie să facă pușcărie, dar nu trebuie să facă pușcărie cu dosare instrumentate de... Și nu trebuie să fie Gurin de unul singur. Și nu să fie luat de mascații lui Chetraru, fraților, pentru că Gurin și Chetraru înaintea lui Filat trebuie să facă pușcării. Și Filat, dacă va ajunge să facă pușcării, trebuie să facă pe bună dreptate. În urma unor dosare instrumentate de niște procurori corecți și să fie luat nu de Chetraru din sediul Parlamentului sau din altă parte, dar de
dar din niște funcționari corecti, Daniel Morar, ăla de care tot se discută despre românul care a făcut DNA-ul. Pentru că asta e să-l bagi pe Filat la pușcărie, chiar dacă el este vinovat, practic duci în derizori până și vinovăția lui Filat atunci când îl condamni cu Gurin și cu Chetraru. Asta este cea mai mare tragedie și cea mai mare durere a mea. Că Filat, că alții îi trebuie să facă pușcării, dar să nu ne batem joc de justiție. Păi, dar zic că mai există un detaliu foarte important. Deci, pornind de la faptul că Filat astăzi nu i s-a adus învinuiri cu furtul miliardului, dar cu trafic de influență și corupție pasivă, cu traficul de influență este dosarul din 2013. Iar traficul ăsta de influență a fost demonstrat prin niște imprimări audio. Acum problema mare este, ca să ne întoarcem iarăși la instituțiile statului, cum a fost posibil în țara asta ca telefonul primului ministru, indiferent cum îl cheamă, că e Vlad Filat, că e Străleț, că oricare ar fi ăla, să fie ascultat și de cine domnilor? Cum pot aceste discuții ale premierului, care poate discuta despre orice, deci un premier poate discuta secrete de stat cu oricine la telefon, da? Cine a avut autorizația ca să asculte și să imprime discuțiile telefonice ale primului ministru. În contextul de primul caracterul statului de drept. Exact. Despre asta discutăm. Mai întâi trebuie procurorii, domnul Gurin, să vină și să ne explice care judecător a permis înregistrarea discuțiilor telefonice ale primului ministru, cu ce drept aceste imprimări au ajuns în presă, cine le-a... spațiu public. Da, cine le-a făcut publice. Și după aia să discutăm cine despre... Cine le-a extras din dosar. Exact. Despre asta discutăm. Și după asta să discutăm despre posibilă vina lui domnul Filat. Și domnul Filat, fiind jurist de profesie, a spus astăzi foarte clar, stați domnilor că ați făcut o gafă monumentală în momentul în care ați făcut publice toate aceste învinuiri. Ele deja nu mai pot constitui ca probe în dosar. Și atunci, întrebarea este, va ajunge oare Vlad Filat să fie judecat? Sau dacă va fi judecat, va ajunge pe banca acuzaților din moment ce toate aceste învinuiri au fost fabricate în felul în care au fost fabricate? Pornesc de la o afirmație foarte cunoscută, dar acum pe care a spus-o și Valentin Dulgăduc, în legătură cu statul capturat de o singură persoană. Iată, întrebarea mea pe care am avut-o azi, pe parcursul zilei și nu-i găsesc un răspuns, întrebarea este de ce i-a trebuit lui Plahotniuc să pună la cale spectacolul de azi? Da, înțeleg, să arunce un os celor care protestează, să încerce să potolească elanul protestatar, să arate societății că s-a pornit lupta, nu numai de societății, și în exter, că s-a pornit lupta cu corupția, că a fost găsit un rechin, da, un pește mare, și acesta este, să nu fie cumva doar țap ispășitor. Asta se văd, asta este clar. Știindu-l pe Plahotniuc ce face el pe parcursul anilor, presupun că, de fapt, scopul este altul. Mă întreb de ce i-a trebuit acest spectacol, fiindcă, de fapt, el declanșează starea de haos care ne așteaptă în următoarele zile. E foarte posibilă destrămarea alianții. E foarte posibil o nouă configurare a guvernului, zicea cineva. Sunt liber, putem să avem un guvern nou, pro-occidental, pro-european. Iurie Leancă, prim-ministru. Dar nu l-ați auzit pe Lupu. Pe RDMU nu se mai poate regăsi într-o nouă... Domnul Leancă nu poate fi prim-ministru. Nu, dar Domnul Leancă nu poate fi prim-ministru pentru că în momentul ăsta se pierde un vot în Parlament și vine altul pe lista PRDMU-ului. Da, dar... Oricât de mult nu-și ar dori domnul Leancă. Dar PRDMU nu se mai poate regăsi într-o nouă construcție cu PD-ul. Eu cred că ceea ce ai menționat, o singură frază, eu cred că deasupra la toate aceste motive pe care le-ai enumerat aici, niciunul mă ține. Există un singur motiv al lui Plahotniuc. El a arătat astăzi cine este stăpân în Republica Moldova. Deci asta este. Aceasta este pur și simplu... Adică răspunsul este în zona psihologiei. Exact. Adică după Freud... Cam aici. Complexul... Astăzi, deasupra toți s-a postat complexul lui Plahotniuc. El a arătat astăzi cine este stăpân în Republica Moldova. Da, dacă îmi permiți, Valentin, să developez o taină. Deci câteva zile în urmă ne-am întâlnit cu Valentin și el îmi spune, domnul Dolgomiu, că să știi că în zile apropiate
Vlad Filat va fi arestat. Știi ce am răspuns? Dar nu poate. Nu poate. Eu judecam în categorii logice. Acest Filat este un paratresnic pentru ultimul, deci, ultimul scut după care el, plăhătul, poate să se ascundă. Atâta timp cât există Filat, poți să deviezi o parte. Acum Filat nu mai există, ultimul scut a căzut. El apare gol, goluț în fața societății. Nimic nu poate să-l apere în afară de o dictatură feroce. Domnule Țăranu, cred că cu toții aici știm cine a fost Pablo Escobar. Da. Cel mai mare traficant de droguri istoric, da, care a dobărât inclusiv avioane. Pablo Escobar, pentru a demonstra cât de puternic este el, atunci când primea o lovitură de la stat, de la justiție, el răspundea și mai puternic. El ataca Curtea Constituțională, spre exemplu, și împușca toți judecătorii la Curtea Constituțională. Astăzi, în ultimele luni, pe fondul protestelor pro-europene din Piața Mare Adunări Naționale, autoritatea lui Plahotniuc s-a zgălțit destul de mult. Plahotniuc a fost nevoit să părăsească Republica Moldova de câteva ori. În cercul ăsta de autorități criminale mai mici, care se învârt în jurul lui Plahotniuc, trebuie să transmiți un semnal: domnule, uite, eu în continuare sunt puternic. Și aici sunt de acord cu domnul Terguț, adică că asta a fost ca să-și mențină statutul. Uitați-vă, frate, eu îmi permit să-l bag la pușcărie pe Filat. Dar el aici a făcut două mari greșeli. În primul rând, m-a eliberat un pic și pe mine, nu mai pe Strelez. Pentru că pe mine foarte multă lume m-a întrebat, dar de ce atâta bați nu m-am Plahotniuc, dar mai puțin în Filat? E bine, dragi cetățeni care mă întrebați de atâtea ori, ați aflat și astăzi răspunsul. Că Filat, chiar dacă merită să fac pușcării și a făcut anumite porcării și merită să fac 15 ani, atunci Plahotniuc merită să fac 150 de ani. Că așa cum se face în Statele Unite, acum câteva zile cuiva i-au dat două sentințe pe viață plus 20 de ani. Cam așa merită și Plahotniuc. Și s-a văzut astăzi ce putere are Filat, ce putere a avut în ultimii ani și ce putere pe care și-o arată și-o demonstrează o are Plahotniuc. Că m-a auzit, pomenit Alex de Curtea Constituțională. De două ori a răsunat astăzi în Parlament chestiunea asta că în viitor va fi schimbat, ridicat statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Da, și era cu referință la Lupu. Da, dacă nu Lupu, Lupu a spus, da, Lupu... și Filat a confirmat, da, că uite, se vorbește și asta va fi. Cineva, domnul Țăran. Păi cu neutralitatea stăm rău de tot. Deci noi... în această republică sunt suficient de mulți oameni care cred că neutralitatea pentru noi este un lucru nociv. Această neutralitate, de fapt, ne atacă siguranța națională. Nu ne permite să construim o construcție care ne-ar apăra, un scut care ar putea să ne protejeze. Și uitați-vă cât impertinență și câte perfidie. Se abordează problema neutralității, care de o altă parte a societății este privită foarte categoric, da, trebuie să fie. Se abordează în Curtea Constituțională. De acum există avertismente din partea clasei politice, nu puneți mâna pe chestia asta, dar noi totuși o abordăm. Și se creează o situație de haos. Ciocnirea două tabere și atunci este nevoie de o mână de fier care poate să stabilizeze situația. Deci, pare că cineva în Republica Moldova încearcă să folosească teoria haosului organizat și să câștige teren datorită acestui procedeu. Și eu nu exclud. De fapt, hai să spunem așa, acest scenariu este foarte bine cunoscut, el este aplicat în mai multe părți ale lumii, în multe țări, și mai departe. Și ar putea să se întâmple că și în Republica Moldova noi deja am ajuns când și asemenea scenarii sofisticate încep să fie aplicate. Nu le percepem. Majoritatea moldovenilor pur și simplu n-au să înțeleagă. Haideți să revenim un pic. Deci, o singură frază la această neutralitate. Neutralitatea Republicii Moldova este folosită astăzi pentru a păstra Republica Moldova pe orbita Moscovei și pentru a păstra armata rusească pe teritoriul Republicii Moldova. Ok, dar asta este un pic alt poveste. Dar haideți să dezvoltăm un pic. Deci, domnul Filat a spus că a existat niște negocieri. Da? Și a făcut referință la domnul Ghimpu. Domnul Ghimpu, vă amintiți că ați negociat și așa mai departe. Deci, cine este partidul care insistă foarte mult pe neutralitate? Eu nu vreau să zic nimic, doar
încercăm să punem cap la cap niște declarații sau cine fără, folosesc sau, ca să exact. Ca procesul deci, putem să ajungem ipotetic la ideea că s-a negociat această chestiune de neutralitate contra la nu știu ce. Să putem admite, nu zic că este adevărat. Putem admite că Peleu și-a dat votul pentru ridicarea imunității contra anulării statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Dumneavoastră, domnul Târguță, îl bănuiți de intenții mult prea nobile pe Ghimpo. Dar aceasta demonstrează cât de imorală, cât de imoral sunt politicienii Republica Moldova. Nu pot să schimb, deci, fiindcă sunt sigur că în acest Parlament, pe parcursul a 6 ani de zile, s-au făcut trocuri, s-au făcut negocieri criminale atunci când s-a votat cineva, a votat pentru o schemă, de exemplu, ca să obțină ceva nobil. Sau altcineva a votat pentru o schemă ca să obțină schema sa, să fie promovată. Astea au fost. Am vorbit cu un fost deputat de la PD. Nu, sigur că nu are relevanță aici. Dar mi-a spus, eu am plecat cu capul sus și nu vreau să mă mai întorc în acest Parlament pentru că 4 ani de zile am votat doar scheme puse la cale. Sau de Plahotniuc, sau de Felat, sau de Ghimpo, sau de Dodon, sau de Voronin. Am votat doar scheme, zici, mi-e rușine pentru acești 4 ani de zile. Vedeți, noi vorbim de scheme atunci când este vorba de Curtea Constituțională, care trebuie să fie instanța cea mai independentă din această țară. Nu mai vorbim. Vedeți, și vorbim ca ceva absolut normal, când în mod normal asta trebuie să fie sfântă Curtea Constituțională și nu trebuie niciun fel de schemă. Adică Ghimpu negociază cu Plahotniuc ca să obțină ceva la Curtea Constituțională, asta este inadmisibil. Escobar s-a dus și a împușcat judecătorii la Curtea Constituțională pentru că au fost singurii care au avut curajul să spună cu dânsul. Dar la noi ajungem să se discute în același Consiliu al Alianței despre ce urmează să decidă Curtea Constituțională. Deci, uzurparea puterii de stat. Ceea ce au făcut aceștia, uzurparea puterii de stat, în ce rezidă? Pentru că stat acaparat nu există o asemenea normă, dar există uzurparea puterii de stat care se găsește în codul penal, care este cea mai mare crimă, iată, uzurparea puterii de stat rezidă anume în crearea unor instituții supraconstituționale deasupra, Alianța, Consiliul Alianței, Consiliul Alianței Parlamentare, Consiliul Alianței Guvernamentale și așa mai departe. Trei oameni decideau, sau în această alianță, soarta Republicii Moldova, soarta tuturor cetățenilor, soarta guvernului, soarta parlamentului. Primul lucru pe care domnul Strelitz cred că ar trebui să-l facă, în manifestul nostru dat ieri celor trei, președintelui Parlamentului, președintelui și premierului, este stipulat foarte clar o revendicare să se renunțe la aceste consilii suprastatale și anticonstituționale, Consiliul Alianței, care decide în locul premierului, în locul parlamentului. Domnul Strelitz, cred că de aici ar trebui să înceapă. Asta este primul pas al dinamitării și acestei alianțe. Dar apropo, va rămâne acest consiliu în continuare? Dar, în esență, va mai lua el deciziile pe care le lua de până acum? Dar va rămâne această alianță și în continuare? E o întrebare. Dar evenimentul care astăzi s-a produs în Parlament vorbește despre faptul că, de fapt, mă scuzați pe tautologie, în acest comitet sau în acest consiliu, nimic nu se decidea. Ei au decis seara. Că asta este, se decea. Asta e exact ce au pățit Filat cu procurorul. Exact. Noi credem că se decide la Consiliul Alianței, dar realitatea s-a decis cu totul în alt loc. Filat a venit în Parlament crezând că ei la Consiliul Alianței, dar au convenit. Clădirea cu oficii de pe... Eu am spus asta în emisiunea trecută. Da. Îmi place să repet, fostul nostru coleg, Creste Tabără, când comentau protestul și de la căsuța lui Plahotniuc, timp de o oră jumătate, toți spuneau, au venit protestatarii la clădirea cu oficii. Au venit la clădirea cu oficii. Măi, și te întrebai, dar domnule, ce fel de clădire cu oficii? De ce au venit la clădirea asta nimic, și la alta? Nimic. Și le-am spus, băi, clădirea asta cu oficii se numește clădirea în care se află fermele lui Plahotniuc. Mai mult curaj. Și mi le spun și azi, mai mult curaj, băieți. O altă întrebare. Cred că nu sunt prea coerent în a pune întrebări, dar sunt atât de multe. Dacă puteți ceva mai bun să propuneți, vă rog. Dar întrebarea mea este, ele apareau pe parcursul derulării evenimentelor. Este legată de soarta, de viitorul PLDM-ului. Eu văd un lucru foarte simplu. Dincolo, Plahotniuc lucrează la eliminarea lui Vlad Filat înseamnă lipsirea PLDM-ului
de surse de finanțare. Nu văd cine altcineva în acest partid ar putea să financeze PLDM-ul. În momentul în care nu finanțeze un partid cu structuri teritoriale, cu foarte multă cheltuială, obrazul se ține, nu? Mare dar în capul nostru, deci partidele și finanțarea partidelor. Ce va fi cu PLDM? Implicit, ce va fi cu alianța? Da, e o întrebare bună. Și astăzi când ascultam întrebările care erau adresate de unii reprezentanți ai PLDM-ului pentru Procurorul General, mă duceam aminte de unele dintre comentariile mele când spuneam că în această alianță pentru integrare europeană există componenta pro-europeană. Există. Așa cum este ea slabă, nu prea bine pronunțată, dar ea există. Și eu cred că aceasta este speranța inclusiv a platformei, da, a celor care astăzi se concentrează în zona pieței Marii Adunări Naționale. Eu cred că această alianță între poporul care protestează și ceea ce reprezintă componenta pro-europeană în actuala Alianță pentru Integrare Europeană, ei trebuie să facă jocuri. Iar ceea ce se numește PLDM, iarăși mă întorc la o idee mai veche care mi-a spus aici. Structurile PLDM-ului care există, este adevărat, ele acum sunt puse sub un mare pericol. Acest pericol înseamnă lipsirea de finanțare. Acum foarte mulți se vor îndrepta spre ei ca să-i rupă, ca să-i cumpere, să-i... Și vreau să vă spun că aceste structuri ale PLDM-ului, care sunt exemplare din punct de vedere a creierii unui partid politic, ele nu sunt în egală măsură, cum să vă spun, calitative în toate zonele. Sunt baroni locali care în teritoriu nu reprezintă componenta pro-europeană, mai degrabă reprezintă componenta oligarhică în interiorul PLDM-ului. Dar structurile acestea, în esența sa, sunt sănătoase. Și ar fi păcat ca ele sau să fie cumpărate, sau pur și simplu să se destrame, să se dispare. Ele trebuie folosite, fiindcă ar putea să se... Pentru crearea, pentru consolidarea acestei forțe noi, cu o ideologie nouă, cu o reputație, cu o imagine categoric nouă, cu un șuvoi de sânge proaspăt care va fi turnat încolo prin oameni noi. Eu știu atitudinea dadaiștilor care spun cam în felul următor. Nu clasa politică trebuie să fie schimbată. Imposibil, băieți. Nu poate fi schimbată clasa politică completamente 100%. Și nici nu trebuie să fie făcut așa. Nicio problemă. Domnul Ion Trigoi la Nespăreni, consilier PLDM, a ieșit la protestul platformei, da, din Nespăreni, la fel cum a ieșit și domnul Răileanu, parcă primarul de Cimișlie. Dar știți că a fost o discuție în PLDM o două luni în urmă, unde foarte mulți lideri locali categoric cereau de la conducerea partidului ca partidul să se asocieze. Mie îmi pare rău că deputații care astăzi puneau întrebări procurorului general nu le-au pus un pic mai devreme, pentru că inclusiv după 6 septembrie s-a discutat cu acești deputați, pentru că într-adevăr în PLDM mai există câțiva deputați chiar demn de tot respectul. Din păcate, și au făcut și ei aceeași greșeală care a făcut-o și liderul lor politic. Însă acum cade și pe umerii lor o sarcină foarte dificilă de a salva de acolo din interior pro-europenismul în această țară. Să vedem dacă se vor descurca. Dar ei trebuie ajutați. Aș vrea să punctez ceva după îndemnul domnului Țăranu. Sunt sigur că vor rupe din context și vor spune, v-am spus eu, că în spatele platformei, stă Vlad. Păi, scuze-mă, te rog, dar astăzi ziua mea, că azi am stat în fața televizoarelor, și ziua mea a început cu un reprezentant al buhăișismului moldav, care pur și simplu m-a luat pe pregătite. El a spus, vedeți, Vlad Filat este patronul Jurnal TV, dar platforma da, e a lui, e așa, este patronul Jurnal TV. Și vă dau și sursa. Și dă sursa ăla, un alt buhăieș plătit de Plahotniuc. Exact, ce spuneam. Acest îndemn. Sigur că s-a creat o situație totalmente nouă în Republica Moldova după plecare. Este o plecare. Eu consider că este plecarea lui Vlad Filat. Eliminarea lui Vlad Filat, plecare, nu mi-e convins. A zis-o foarte clar. Pentru mine, acum începe o viață nouă, da. L-am văzut. Eu îmi dau seama ce simte el. Adică ce trăiește acum. Ce trăiește.
Dar ca să dezamorțez, să nu fim acuzați de aceasta. Sigur că e o situație totalmente nouă. Noi, ce spune aici Alex și eu personal, că, mă rog, avem relațiile personale cu anumite deputați. Eu i-am îndemnat pe câțiva, am vorbit personal. Deci chiar de acolo, din interiorul vostru, 3, 4, 5, 6 persoane, nu putem găsi, așa ca în timpul nostru. Se găseau, deci, în alte timpuri, chiar și atunci, după 2005, se putea de găsit, deci, un grup de persoane, deci, care ar susține protestatarii, care ar susține aceste revendicări ale poporului, care s-ar împotrivi acestei oligarhii, care s-a structurat atât de bine și s-a cristalizat. N-am găsit unul. Disciplină de parte. Știi? Nu. Am înțeles eu, ca să trecem în revistă aici, când a fost întrebat Streleț, tu de ce n-ai venit cu aceste acuzații la adresa lui Leancă, dacă ai știut că aeroportul a fost concesionat ilegal, prin fraudă, aia, atunci când el l-a învinuit pe Leancă, știți care a fost răspunsul? Care m-a dat pe spate? Nu, el a spus, solidaritatea de partid nu mi-a permis. Dacă Republica Moldova guvernează solidaritatea de partid, avem niște consecințe pur și simplu dramatice, deci pentru Valentin, Alex, e altceva. Alex nu prea a fost membru de partid, dar tu ai trecut prin mașinăria partidului și tu știi că solidaritatea de partid nu este... Știi care a fost avantajul meu? Că noi reușisem liderul de partid să-l neutralizăm și în jur. Ei, da. Nu. Până în 1999, atunci când am văzut că liderul de partid face juncțiune cu Voronin, atunci noi am plecat printr-o declarație onorabilă. După 99 nu ne asum responsabilitatea pentru acțiunile liderului de partid despre care vorbim. Ion Târguț. Profesia mea îmi zice că trebuie să stau cu creionul în mână. Deci eu vreau iarăși să fac referință la două aspecte din discursul lui Vlațila. Din punctul meu de vedere, în ceea ce privește perioada mea, a fost unul programatic. Și a zis cam în felul următor. 1. Vă zic vouă, colegilor mei și așa mai departe, să reveniți la ceea ce a fost odată perioada mea. În 2007. 2007. Și-a mai spus cineva. Ceea ce ar însemna că Partidul Liberal Democrat ar trebui să se contracte puțin, să devină mai puțin numeric, și cu membrii mai de calitate. Și doi, un lucru la fel de interesant, a spus, de acolo de unde voi fi, vă urmări foarte atent și veți vedea chestia asta. Deci s-ar putea ca dânsul să se implice și financiar. Haideți să fim sinceri până la capăt, nu este un sărac Vlad Filat, dar și-ar putea permite și din dacă ceea ce are... permite Plahotniuc, dacă o să-i lase măcar un bănuț Plahotniuc. Da. Eu nu pun la îndoială bunile intenții ale lui Vlad Filat. Dar nu uita că o să lase gol-goluț și nu s-i permite. S-ar putea. Dar dacă Vlad Filat rămâne și cu bani, și aici se ajunge la virgulă, el va fi obligat să finanțeze în continuare un partid politic, un speță pe ele de mie dacă e posibil, pentru ca eventual să-l ajute să iasă și de acolo. Aceste finanțări a partidelor politici mă omoară. Noi, pur și simplu, n-am trecut prin faza asta, iată, anii 90, când erau cu totul altceva. Pentru că un partid politic nu trebuie să aibă la bază pentru a fi viabil și pentru a fi într-adevăr majoritar. Foarte multă apă în Nistru. De acord. Pentru asta trebuie să aibă niște idei, trebuie să fie morală deasupra. Dar în momentul aici când apare problema finanțării partidelor, deci morala dispare. Corect. Dar aici apare problema PLDM-ului, pentru PLDM-ul acum va rămâne decapitat în plament. Vlad Filat pleacă în momentul în care, iarăși la modul ipotetic, dacă este destituit guvernul Streleț și Streleț pleacă din viața politică activă, nu va mai fi în Parlament. Deci PLDM-ul nu se știe cu câți deputați va rămâne până la capăt și va avea un număr restrâns de deputați care vor trebui să dea dovadă de o foarte mare calitate politică. Dacă e să revenim la declarațiile lui Filat, eu nu cred că partidul trebuie să se ocupe de eliberarea lui. Eu mă voi opri la o altă declarație lui, foarte, foarte important, cred că cea mai bună. El a spus că, începând de astăzi, dacă vor fi alegeri anticipate, dacă se va ajunge la alegeri anticipate, este nevoie de instituții absolut noi, de instituții reformate, cu oameni demni și corecți. Da, eu cred că de aici... S-a referit la depolitizarea instituțiilor statului. De aici trebuie să pornească deputații PLDM. Pe acest lucru trebuie să insiste cel mai mult. Alex. Acesta este rolul deputaților PLDM acum. Să înceapă de la Gurin,
dacă se va reuși sau dacă nu. Dar ei trebuie să încerce, ei sunt obligați. De la Gurin, de la Chetraru, de la CEC, de la CCA. Pentru că alegerile anticipate, vrem noi sau nu, mai devreme sau mai târziu, ele vor fi. Dar ca să aibă o șansă această țară, ca să aibă o șansă pro-europenismul din această țară, noi trebuie să avem anticipate cu niște instituții, măcar cât de cât eliberate. Noi trebuie să avem un CCA care să nu-i mai permită lui Plahotniuc să-și transmită concertele și toate porcăriile lui și pre-campaniile și campaniile non-stop la patru posturi de televiziune. Noi trebuie să avem... Plahotniuc. Dodon și-a făcut campanie 2 ani la rând. Noi nu trebuie să avem un CEC care la fel să ignore o sesizare prin care se demonstra foarte clar că Partidul Democrat a depășit de 3 ori cuantumul cheltuielilor în campanie electorală. Și Ciocan absolut nici nu s-a uitat la cele acte și a spus că nu este nimic real în aceste documente. Și se demonstra foarte clar. Ia un minut de publicitate la Prime și ia concertele din ultima săptămână. Fără instituții eliberate, Republica Moldova nu are nicio șansă. Și nu are nici filat, nicio șansă, o să putrezească acolo și o să rămână și fără avere și fără nimic. Altfel, toate acestea, Alex, știe, de acum și dumneavoastră le cunoașteți, le-am înaintat în manifestul platformei și a Consiliului Marii Adunări Naționale, ieri, la acest forum civic, l-am înaintat și am spus depolitizarea și scoaterea din captivitatea acestor instituții de care depinde direct. Sigur că acest lucru nu se va face. Sigur că am fost luat peste picior de către Ghimpu. A fost chiar un gest ridicol din partea unui lider de partid care se regăsește în Parlament și care este parte componentă a oligarhiei. Dar toate acestea și, de fapt, alegerile sunt pierdute înainte de a fi începute. Pentru că declarațiile lui Urâtu, care a fost demis, pur și simplu în stil sovietic, criminal, din funcția care o deținea, fără ca să fie investigată, cel puțin o comisie, cel puțin să fost 3 membri a Comisiei Electorale Centrale care ar fi investigat declarațiile. Dar, în condițiile când el face deja, după 30 noiembrie, atâtea declarații, se adresează la procuratură și solicită procuraturii ca să-l invite să pună probele pe masă, ăștia să tacă. Valentin, noi să constatăm că oligarhia moldovenească este ticălos. Și așa va fi. Și aici nu putem să schimbăm nimic. Unica ce putem să facem noi, încă o dată, repet, trebuie să unim ceea ce există în zona guvernării de astăzi cu elanul protestatar ca și din aceasta să iasă ceva nou. Eu aș vrea să se trezească o anumită parte a clasei politice astăzi. Să se trezească. Dacă vor exista câteva exemple. Din acel moment cu microfonul Marii Adunări Naționale va fi suplimentat cu un microfon parlamentar. Să știți că ideile europenești, ideile antioligarhice vor suna mult mai tare și mult mai prin înțelesul oamenilor decât atunci când se vorbește numai de piață. Vreau să vă spun că noi suntem deschiși, noi suntem conștienți de faptul. Noi nu ne-am ermetizat. Voi nu trebuie să fiți pur și simplu deschiși. Mai băieți, hai veniți la noi acolo o să controlăm. Dar nu lucrați cu dânsii. Dar nu este vorba despre aceasta, domnul Țăran. Valentin. Întrebarea mea care am pus-o, la ce bun i-a atribuit lui Plahotniuc să pornească toată această tărăjenie? La întrebare s-am găsit încă un răspuns în discursul lui Vlad Felat, care vorbea despre preluarea business-ului. Despre asta vorbim după pauză. Preluarea business-ului și prin asta înțeleg un lucru foarte simplu. Plahotniuc va prelua întreg business-ul lui Filat. Putem pune pariu, peste un timp, nu prea lung, o să apară o inițiativă de la procuratură să revadă contractul de privatizare a IPTH-ului, de exemplu, care se va constata că a fost privatizat cu încălcarea legii. Nu poate. Dar este nu o decizie. Este o decizie judecătorească definitivă. Da. La CEDO tocmai, care nu poate fi revizuit. Este deci termenul de prescripție, 5 ani de zile, nu poate fi revizuit, ceea ce a făcut Plahotniuc asta e altceva, termenul de prescripție. Dar nu fiu privatizat. Nu, dar termenul de prescripție este în cazul în care nu există o instanță de decizie judecătorească. Plahotniuc s-a adresat, după ce a privatizat Codru, s-a adresat, deținând puterea, s-a adresat într-o instanță de judecată, care i-a dat o hotărâre de judecată, hotelul Codru a fost privatizat legal.
Acum nimeni niciodată în viață nu mai poate repune pe tapet exact. Privatizarea hotelului exact. Codru. Dar eu am o întrebare. Dar care este businessul lui Filat? Așa e, e același lucru. Ce ar putea să preia? El deține procente. Cel puțin în declarația lui de avere asta este că el deține un anumit procent la niște firme. Iepchehu vreau să-ți spun că de fapt nu aduce o plusvaloare. Nu este business. Nu este business la adevăratul sens acestui cuvânt. Exact. Deci acolo venitul este unul destul de bun pentru oricine dintre noi. Da, pentru oricare familie. Am fi plecat la pensie. Nu stăteam în camera de dar nu putem discuta despre un business pe picior larg. Așa. Da, nu e business pe picior larg, nici nu asta. Ideea mea este că Plahotniuc nu este omul, și noi asta am vorbit cu domnul Țăranu și în acest, nu, nu numai, în acest, în acest studio. Plahotniuc nu este omul care să ierte pe cineva. Eu cred că el îl duce la pierzanii și îl va lăsa, zice, numai puțin, da. Îl va lăsa pe Felat fără un ban. De. Oficial, eu nu știu de unde ia bani. Felat, trebuie el să răspundă ca să financeze partidul și nu numai partidul, dragi colegi de miserie, acum întrebarea pentru voi. Felat, se știe, are și structuri de presă. Are ziar, are site-uri, poze de radio, poze radio, Vocea Basarabiei, televiziune, Vocea Basarabiei, radio, Săhărneanu se plânge că i-a fost furat postul de radio. Va avea el bani să financeze mai departe aceste structuri de presă? Va dori să facă acest lucru? Va dori să financeze în continuare? Eu cred că prin business, când a spus de preluare de business, Vlad Filat a bătut mai departe și a făcut referire la niște oameni de afaceri, corecți, cinstiți, care mai sunt în Republica Moldova și care, dacă o să mai aștepte mult și o să-i permită acestui Plahotniuc să-și extindă caracați sau să rămână și ei fără afaceri. Pentru că deja sunt semnale din mediul de afaceri, oameni care sunt pur și simplu sufocați de Barseci, de Iaralov, de tot felul de indivizi care vin. Apropo, s-a trecut cu vederea că e tot scandalul ăsta, dar zilele trecute a apărut în presă informații cum Plahotniuc cu metal ferosul său s-a apucat de nemții de la zona economică liberă Bălți. Cum ăia din zona economică liberă Bălți își exportau în Marea Britanie deșeurile, niște cupru din cablu, 400 de tone ce a rămas, ce rămânea, exportau ei printr-o licență. A venit Munteanu și a spus, domnule, dar voi n-aveți dreptul, singurul care are drept de export este metal feros. Voi trebuie să vindeți de 10 ori mai ieftin la metal feros ca ei să-i exporte. Deci uitați-vă, și este undeva la un milion și ceva de dolari deci, la mijloc. Deci ei vindeau tonă, ca să punctăm aici, ei vindeau tonă la Arad de metale feroase și neferoase, deci 4-5 mii de dolari tona, iar la metal feros cu 1.000 doar trebuie să o vândă actualmente. Dar să vedeți ce au făcut, ce scheme, pentru că aceste scheme, de ce vorbesc despre faptul că în Parlament se votează doar scheme care nici nu le poți depista. Au băgat, fiindcă licențierea aceasta este la Camera de Licențiere, care este în cadrul Ministerului Economiei, dar au băgat o chichiță spre Ministerul Ecologiei, care trebuie să dea și ei deci un aviz ceva. Deci, și ăștia până acum nu se solicita. Acum ăștia sunt solicitați de la Minister, că trebuie să vedea, că ei exportau până acum și obțineau această licență, dar în ultimă instanță schema este făcută exclusiv pentru Plahotniuc, pentru metal feros. Aici este toată drama. Poate că el a avut în vedere Caravita, deci având și celelalte dosare care unde se regăsește, Filat. Poate că asta a avut în vedere, dar ceea ce spune Alex are perfecte dreptate. Apropo, trebuie să spunem, aici trebuie să recunoaștem acest lucru, dar Caravita este unul din puținele proiecte economice din Republica Moldova investiționale. Ar putea să se întâmple că încolo au fost investiți bani nu prea curați. Dar au fost investiți în Republica Moldova într-un proiect concret. Acest din proiect agricultură. Nu este de mașuri. Vedeți, este care e domnul Țăranu aici? Sigur, Valentin, eu nici pe departe nu încerc. Da. Nu, nici nu trebuie să apărăm. Nu trebuie să vorbim. Chiar a beneficiat. Domnul Dolganic, aici domnul Țăranu a atins un punct foarte sensibil. Un verișor al meu a decedat domnul Țăranu, a murit în câmp pentru că a făcut infarct și s-a bătut cu Caravita pentru că a lucrat cu fratele său vreo 15 Alex, ani în Federația Rusă, domnul Țăranu, hai să nu mai lăudăm. A lucrat 15 ani în Federația Rusă și a cumpărat 350 de hectare de pământ,
a venit Caravita și i-a spus că, domne, uite, loturile noastre interferează, voi trebuie să le vindeți nou. Ok, le-au vândut la un preț acceptabil, dar hai să nu, să nu eroizăm. Mergem mai departe, dar am luat act de faptul că n-ați vrut să răspundeți la întrebarea dacă Filat va dori să financeze structurile media pe care le are în posesie. Bun. Bun, pornim de la ideea dacă dânsul va avea bani, cum spuneați dumneavoastră, dacă în momentul în care va fi buzunărit, nu știm dacă vom mai avea bani să le financeze. Eu cred că ar trebui să pornim de la... Întrebarea mea, de fapt, se întrește cu totul altceva. Dacă vor fi preluate de celălalt platform... Haideți să răspundem, fiindcă eu am abordat acest subiect, de ce Filat și-a făcut partid politic în 2007, fiind în PD, deci foarte bine atunci în Parlament, împreună cu Diacov, i-a reproșat de altfel astăzi că am construit Partidul Democrat altfel. De ce și-a construit Filat PLD-meu? De ce și-a construit un partid politic, un proiect politic? Părerea mea personală, eu nu pretind că aș avea dreptate. Consider că doar pentru a-și apăra business-ul și, în primul rând, deci acest IPTEC, fără a fi în viața politică, el și-a dat seama că nu poate să-și protejeze proprietățile, afacerile și așa mai departe. Acesta a fost leitmotivul construcției PLD-meului. Nu ca pentru a scăpa de Moldova fără comuniști, Moldova fără sărăcie, fiindcă a uitat fela de comuniști și de sărăcie. Moldova fără Voronin, Moldova fără sărăcie. A uitat de Voronin în 2010 când a venit la putere. A uitat de Voronin atunci când trebuia să se deschide dosare penale, pentru că Voronin avea suficiente materiale. Dar el a cheltuit pentru crearea acestui bani. A cheltuit, dar pentru ce? Eu consider că asta este un motiv, și al doilea motiv pentru care este orgoliul său personal. Aici este aspectul ăsta. Nu îl cunoaștem. Eu cred că toate aspectele sunt valabile, numai că hai să ne ducem aminte. Nu. Și spun că... Ion Stuza a recunoscut că eu am finanțat acest proiect. Da, mi-amintesc. Iar Ion Stuza nu este cel mai exact, care. Da. Și eu consider că în continuare deja dispare și un element și al doilea element și Vlad Filat nu va mai finanța, ca să răspund. Asta este părerea mea personală. Dar haideți să revenim. Deci Vlad Filat și-a creat acest partid după ce a înregistrat eșecul din alegerile locale în ce an a fost? 2007. Da. Nu, el era deja în partid. Nu, era în PD. Era în PD, plecase din PD, nu avea partidul, și-a pierdut, după care și-a construit PLD-meu. Și în momentul în care a construit PLD-meu, a ajuns în această concurență directă cu Mihai Ghimpu. Și Mihai Ghimpu l-a urmărit până în ultimul moment pentru faptul că, considerându-l un rival la adresa lui Dorin Ghimpu. Și de aici vine această rivalitate. Dorin Ghimpu, e corect. Dorin Ghimpu, da. De aici vine această rivalitate care nu are absolut niciun sens. Dar în politica moldovenească a fost definitorie până la urmă, pentru că Mihai Ghimpu, într-un fel, îi se datorează... Mihai Ghimpu a ajuns în Parlament doar ca o consecință a faptului că în 2005... Iura Roșca a votat pentru Voronin. Anea toți era. Asta este altă întrebare. Întrebarea dumneavoastră este valabilă, știi de ce? Pentru că acești bani trebuie să se canalizeze spre proiectul acesta nou. Noua dreaptă, numiță, nouă forță pro-europeană. Care bani, domnul Țăranu, se canalizeze către noua dreaptă? Hai să fim serioși. Un nou proiect politic trebuie să apară din bani curați și cinstiți. Nu trebuie să apară cu bani infilați sau nu mai știu ce. Este inadmisibil să călcăm pe celeși greșe. Atunci când Ion Sturza a finanțat proiectul PLD-meu, n-au fost bani murdari. Au fost bani care au fost agonisiți într-un business curat și așa mai departe. Și atunci când se creează un proiect politic nou în orice țară, fundraising, cum se mai numește în limba engleză, acomodarea fondurilor, este o chestie absolut firească pentru orice proces politic. Alex, asta are ai dreptate că cale, trebuie să fie bani curați și banii aceștia nu trebuie să fie condiționați. Când veniți la guvernare, băieți, voi îmi faceți mie, mi întoarceți banii aceștia și eu încă mai iau de voi, vă storc încă și mai mult. Dacă nu există chestia asta, atunci folosește orice bani care o să-ți fie dat pentru ca să faci un proiect politic. Că altminte, niciodată n-ai să câștigi bătălia cu al de Osatăi, cu al de Dodon, care folosesc banii Moscovei, de acolo vin... O secundă, doar să dezvolt ideea lui Alex. Într-adevăr, e perfect. În secolul 21, fără bani, o campanie electorală, susținerea unui partid, mass media și așa mai departe, nu poți să le faci.
Relațiile trebuie să fie exact ceea ce spune domnul Țăran, relații deci dintre agenții economici, că ăștia finanțează, și clasa politică trebuie să se bazeze pe niște, pe niște relații foarte și foarte corecte. Clasa politică trebuie să creeze condiții normale de business, de investiții, de impozitare, fiindcă există două componente doar. Impozitele cu cei care muncesc și protecția socială cu cei care deja nu muncesc. Astea sunt două elemente. Și piața de capital. Da, bine. Cu componenta bănci. Nu, bine. Nu. Aici, și tu, în calitatea ta de politician sau de partid politic, garantând că veți avea niște condiții de activitate previzibile, în calitate de exact, de lungă durată, cu impozite, cum acum, iată ce ce reprezentantul Camerei de Comerț a Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova spune, s-au întețit, nu mai pot agenții economici de Republica Moldova și în primul rând cei americani, nu pot dezvolta business-ul, afacerea, s-au întețit controlele și de așa natură s-au întețit controlele. Ori rezolv problema pe loc, ori trebuie de acumulat bani deci în buget. Atunci când le confiscă pentru două săptămâni calculatoare, le confiscă documentele, închid, ăsta nu poate să libereze și să producă, ăsta nu poate să facă operațiile bancare și așa mai departe. Iată ce se întâmplă, iată unde este crima în domeniul ăsta al bun, mergem economic. Mai departe, să schimbăm un pic macazul. Uite, acum la regie mi-au spus colegii că postul rusesc public ORT-ul în jurnalul de știri de seară, cel mai important jurnal, deci prima știre cu care au deschis jurnalul nu este nici măcar arestarea lui Felat. Este despre USATEI, despre protestele pe care le-a organizat USATEI. Este prima știre al unui jurnal, cea mai mare televiziune din Rusia. Au lăsat ei și Siria pentru USATEI. Vă dați seama ce, că ei până acum Siria și la Meteo, și la Meteo băgau Siria. Deci măcar Siria nu, da, nu deci mai este. Este o miză, este o miză foarte importantă. Însă, din păcate, și unii de aici, eu observ că mizează pe USATEI, pentru că mă voi întoarce la această tragedie pe care am văzut-o astăzi, cum acest USATEI umilea polițiști, cum le deschidea portbagajul. Și aici ministrul de interne trebuie să dea un semnal. Le deschidea portbagajul ca să înțeleagă lume pentru a percheziționa mașina. Da, nu, exact. El, pretextul era deschid portbagajul să arăt că Felat nu e acolo. Da, da, exact. El a spus. Un circ care era transmis online, care a fost dat la unele posturi de televiziune și asta este foarte grav. Însă acest clov pe nume USATEI trebuie să-și aducă aminte de un lucru foarte important pe care îl spunea el acolo din saună când era la Moscova. Pentru că pe lângă Filat, el îl acuza pe Șor că le-ar fi făcut cadou câte un avion lui Filat și Plahotniuc din banii furați de la Banca de Economie. Pe lângă Filat, Șor i-ar fi făcut cadou un avion și lui Plahotniuc, plus un Mercedes, mai spunea acest clov. Eu pe acest clov nu mai aud de câteva luni să vorbească de Plahotniuc. Ba mai mult, atunci când se punea problema ca Maia Sandu să devină premier, acest clov ieșea în conferințe de presă cu tot felul de dosare în care din nou bătea în același Filat. Plahotniuc pe de o parte îi băga la pușcărie rudele, USATEI ieșea pe de altă parte cu tot felul de hârtiuți în care la fel bătea Filat. Este un semnal foarte clar, foarte clar că USATEI există în acest moment, că USATEI este primar de Bălți. Așa cum Șor, mi-mi pare rău că noi am trecut de acest problem, Șor este astăzi primar de Orhei, pentru că Gurin și Chetraru i-au permis la indicația lui Plahotniuc. În ziua în care Șor a stat toată ziua la Centrul Național Anticorupție, s-au dat acele depoziții despre care a vorbit astăzi Filat. Atunci, că este adevărat, că nu este adevărat, l-a îngropat Șor pe Filat. Iar în schimb, Plahotniuc i-a dat libertate lui Șor, pentru că trebuie să-l întrebăm pe Gurin, băi frate, dar dacă i-a dat ăsta 250 de milioane de dolari lui Filat, de ce el este în libertate și primar, iar pe Filat îl arestați? De ce? Da, darea de mită, la fel ca și luarea de mită, exact. Se pedepsește de codul penal. Și Șor nu a avut imunitate. Domnul Serano, USATEI deschide știrile la ORTE. Păi, da, cum spunea Winnie Pooh, ăta și nici prosta. Nici prosta. De cât s-a vorbit în Republica Moldova
că USATA este un proiect politic rusesc în Republica Moldova. Și iată că vedem. Și după toate probabilitățile, el devine unul central. Dacă până acum pe dânsul verificau în ce măsură el ar putea aici să influențeze viața politică din țara noastră, iată că acum USATA se preface în piesa principală pe tabla de șah a politicii moldovenești și el va fi promovat. După toate probabilitățile, USATA are menirea ca în jurul său să se creeze acea guvernare euroasiatică în Republica Moldova, care va fi una dominantă. Și vă atrag atenția, stimați colegi, vă atrag atenția cât de perfidă este politica Moscovei. N-au trimis un politician, hai să spunem așa, de carieră, unul care cât de cât ar fi credibil. Da. Au primit o scursură în coace în Republica Moldova. Bratva. Un interlop. Bratva. Da. Moldovenii ăștia au să-l înghite. Și culmea este că înghite. L-au înghițit. Da. Culmea este că l-au înghițit. De fapt, este o ofensă care este pe obrazul nostru al intelectualilor din această țară, care, de fapt, nu putem să repostăm. Și pentru mine, crearea unui proiect politic pro-european, autentic, care ar putea să măture toate aceste pericole. Eu nu vreau să vin în politică, ca să fie clar pentru tot. Gata, eu mi-am făcut treaba în politică. Dar noi suntem obligați, pur și simplu, fiecare să punem numărul ca să creăm un asemenea proiect. Altminte, pur și simplu, nu suntem în popor. Eu zic, nu numai eu zic, se vede cale de la o poștă. Aceste lucruri nu sunt întâmplătoare, nu se fac la o televiziune mare cum e Orteo, nu se fac cu de la sine putere. Și asta mă duce cu gândul la niște afirmații pe care le aud în ultimul timp, că Rusia ar fi slăbit cu aceste două războaie în Ucraina și în Siria, că Rusia nu are timp să se ocupe de noi. Atenția este deluată. Că este deluată pentru... Mie mi se pare că atenția este concentrată, mi se pare că echipa care e desemnată pentru a se ocupa de situația de la Chișinău se ocupă în continuare la un randament destul poate, de bun. Nu poate Rusia să rateze o asemenea șansă. Acest moment Rusia nu l-a creat. L-a creat clasa politică din Republica Moldova, Plahotniuc, Filat, Dodon, Ghimpu, Voronin, toți ei, acești 6 ani de zile, cei ce noi am vorbit, pur și simplu, s-au acoperit cu acest paravan al integrării europene. Astăzi nu mai este, nu pot spune pe tapet că uite, după 6 ani de zile noi am semnat acordul de asociere. Din acordul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană a rămas nimic, zero a rămas. Pentru că în acest acord de asociere trebuia să fie un șir de reforme. Republica Moldova trebuia să fie, într-adevăr, o democrație, dar nu trebuia să fie un stat capturat. Doar după 6 ani de poveste de succes, să spună toți ambasadorii, să spună deci președintele Consiliului Europei, să spună secretarul general, să spună deci nu mai știu la ce personalități mai fac trimitere, că Republica Moldova este un stat captiv. Ei o spun, nu noi o spunem. Că noi nu avem justiție, că nu s-a făcut nimic. Și vina o poartă acești politicieni, inclusiv Vlad Filat, să fie limpede. Aici e toată drama noastră. Și rușii nu puteau să rateze acest lucru. Vedeți că revoltele sincere ale noastre, pentru că uitați-vă în Piața Mare Națională, acești oameni sunt sinceri. Să vină toți și să-i vadă. Aceștia sunt oameni care, într-adevăr, îi doare sufletul. Parazitând pe aceste revolte sau folosind, au venit și ei s-au instalat noaptea, iarăși, la obcat de noapte, folosind mandatul de deputat, Dodon, ăștia din cohorta lor, și-au instalat aceste corturi în fața Parlamentului, știind că a 20 vin noi, deci extindem. Valentin, știi ce vreau? Chiar vreau să vă rog, colegi. S-au desat, odată m-am întâlnit pe stradă doi bărbați și mi-au spus, domnul Țărano, deci, în limba rusă mi-au spus, de ce tot timpul spun să roși? Sunt diferiți ruși. Noi, de exemplu, pledăm pentru integrarea europeană. Vorbiți despre politica Kremlinului. Haideți să vorbim așa. Sunt de acord. Nu este corect. În Piața Mare Națională există vorbitorul. Mai există o întrebare principală. Bine, rău, legal, ilegal, nu contează. Acest partid a fost eliminat din viața publică de la noi. Cum? Cine a permis să reintre în viața publică?
Acest dosar te-a plecat. Plahotniuc e permis. Păi sigur. Asta este problema. Plahotniuc la un moment dat să rezolvați această problemă. Nu se rezolvă. El mai întâi l-a interzis, după care o i-a permis. Cu 12 dosare pe care le are. Nu, de ce nu? Continuă și rând întrebărilor retorice. Omul plecase la Moscova. Avem timp puțin legat de USATE și nu doar. Și de obsesia mea din această seară, de ce Plahotniuc a făcut ceea ce a făcut astăzi. Este vizibil că lucrurile se apropie tot mai mult de alegeri anticipate și Filat a vorbit, cred că în cunoștință din cauză, dacă vom avea aceste alegeri anticipate, cât de și Rusia se va implica, cum se implică ea, masiv, cât de mare este pericolul USATE, de don pare să că nici nu se pune problema, sau se pune problema într-o măsură mai mică și cum vedeți voi această confruntare a viitoare potențiale alternative politice cu forțele promoscovite? Din punctul meu de vedere, noi încă nu suntem pregătiți pentru această confruntare. Unul, pentru că partidele din alianță s-au slăbit foarte mult. În special după conflictul de astăzi. Dar acolo nici n-a rămas în alianță. După ziua de astăzi, eu cred că sunt la toate sunt murdărite cumva. Se vizezi partidele din alianță, noi am văzut care ultimul sondaj ce a arătat 6, 7, 8%, deci asta este pur și simplu derizoriu pentru o mare. Această alternativă politică care se anunță și poate, la care poate să adere elemente sănătoase, cum spune domnul Zăranu, elementele sănătoase care... E un proiect de lungă durată. E un proiect de lungă durată, iar problema cea mai mare este cea organizatorică și organizațională, pentru că oricât de mult v-ați dori platforma, dar nu are structuri în teritoriu care să le acopere foarte repede și în cazul unei alegeri anticipate, ăsta este o problemă fundamentală. Iar, da, e vorba de jumătate de an, totuși. E un termen. Bun, dar un partid politic în Slovenia nu este suficient, dar alegerile... Dar să avem Slovenia, avem foarte multe. Dar asta cu două condiții de bază. Unu, resurse financiare foarte bune și doi, resurse media foarte bune, pe care nu le aveți nici una, nici alta. De acord, dar avem și mai... din punctul ăsta de vedere aveți nevoie de... Aveți nevoie de un tip mai mult pentru ca să frământați mai mult glod. Noroi eu. Uitați-vă că noi vorbim de atâta timp, iată, chiar în cabinetul de umbră, de fiecare dată când am abordat acest subiect. Cine deține proprietatea în mass media? Televiziunile fac, să zicem, o campanie electorală. 80% sunt în mâinile lui Plahotniuc. Așa este o crimă. Dar nu este doar televiziunile. Se greșește foarte mult aici. Bine, pentru că dar... televiziunea este doar un component a pieței. Există două componente foarte importante a acestui domeniu, care este piața de distribuție și este piața de publicitate, pentru că fără ele nu pot să existe aceste televiziuni. Care toți sunt în mâna lui. Să vă spună, domnul Gumaru, ce înseamnă piața de distribuție, pentru că la un moment dat te pomenești că vorbești singur. Am înțeles. Problema între cei e că, de fapt, am abordat impactul pe care îl are. Nu piața de distribuție, dar ecranul care îl are asupra... Valentin, vreau să spun despre acestea un lucru foarte important. Doar o singură frază. Vă ofer fiecare câte un minut pentru concluzie. Nu, eu am vrut până la concluzie. Nu putem până la concluzie, fiindcă avem timp foarte puțin. Foarte puțin. Plahotniuc, bun. Da? Filat trebuia să facă pușcărie, însă nu în aceste condiții. Cetățenii trebuie să înțeleagă un lucru foarte important. Plahotniuc astăzi și-a mai eliminat un adversar. Plahotniuc astăzi a rămas practic singur pe toată arena politică, pe toată arena economică. Plahotniuc este marea problemă a Republicii Moldova și a demonstrat-o astăzi. Astăzi s-a dărâmat mitul cu Filat că e tot foarte rău. Este foarte rău atât cât i-a permis Plahotniuc să fie. Asta este marea problemă a Republicii Moldova și nu vom opri doar la Plahotniuc. Este această caracatiță pe care a format-o, cu Damiri, cu Chetrari, cu Poale Lungi. Acolo Poale Lungi a format un stat în stat, în sistemul judecătoresc. Cu botnari, cu baroni locali, este îngrozitor ce se întâmplă, cu cât te îndepărtezi mai mult de Chișinău, președinții de raioane, lui Plahotniuc, este Doamne ferește ce fac ei acolo. Ăsta este dezastru cel mare și fiecare cetățean care are acces la Jurnal TV, care vede ce spun, trebuie să pornească o mică revoluție acolo, la el acasă, să spună ceea ce se întâmplă, să spună adevărul, să trezească acești oameni adormiți, acești oameni manipulați,
acești oameni extrem de vulnerabili de sărăcia în care i-a dus această guvernare. Valentin Dolgănec. Ziua de astăzi eu consider ca o piatră de hotar. Începând cu ziua de astăzi, situația, datele problemei s-au schimbat radical. Adică eu vorbesc de cea responsabilitate care cade prin prisma platformei de imitat și adevăr, prin prisma, adică care cade pe umerii acestei mișcări protestatare. Responsabilitatea este mult mai mare decât până acum. Bătălia trebuie să fie mult mai mare. Și scopul final trebuie să fie schimbarea paradigmei de guvernare. Trebuie înlăturați sau separat politicul de business și oligarhii de putere. Dacă nu facem acest lucru, nu mai avem nicio șansă. Trebuie în politic să vină persoane, eu consider, din clasa medie și în niciun caz oligarhi, oameni foarte bogați și principii care l-a spus domnul Țăranu aici, acumularea de bani pentru campanii electorale, pentru partide politice și o relație foarte corectă dintre politic și business. Ion Termuț. Din punctul meu de vedere s-a întâmplat un lucru extrem de interesant astăzi, pentru că, virgulă, clasa politică a fost obligată, sau mai corect, configurația noastră politică a fost obligată să se reconfigureze într-un mod dur. Dar ceea ce trebuie să se facă în mod obligatoriu acum este depolitizarea instituțiilor statului. Pentru că noi toți am fugit de un regim sovietic unde, dacă nu erai comunist, nu puteai să accesezi într-o funcție. Și acum ne-am pomenit că avem trei partide sovietice care ne impun exact aceleași reguli. Noi vrem să trăim într-o altă lume. Și două în opoziție. Și două în opoziție. Tot sovietici. Noi vrem să trăim într-o altă lume în care meritocrația este definitorie pentru societate. Noi asta vrem, ca politicianul să înțeleagă la un moment dat că nu ne este stăpân. Este exact egalul nostru și poate chiar mai mult. Deci slugă poporului. Dacă vrea, dar dacă nu, nu-l obligă nimeni. Eu sunt de acord cu colegii mei care au spus că astăzi s-a trecut Rubicon. Astăzi s-a prăbușit definitiv și irreversibil ce construcția politică cu denumirea Alianța pentru Integrare Europeană. 1, 2, 3, 4, cât ori mai fi acolo. Acest sistem politic mai mult nu lucrează. El nu poate să dea niciun produs, niciun rezultat. Alternativa acestui AIE este o nouă forță politică care trebuie să fie creată. Dacă noi nu vom fi capabili să creăm această forță, care primul indiciu că această forță a fost creată, asta e capacitatea acestei forțe de a convoca la Chișinău o mare adunare națională la scară anului 1989 sau 91. Atunci când acest lucru se va întâmpla, putem să mergem în alegeri relativ liniștiți. Mulțumesc mult pentru aceste discuții. Cam asta a fost ceea ce ne-am propus din multele teme, puținele care am reușit să le discutăm. Astăzi am aflat ceea ce știam de mult. Moldova este capturată de o singură persoană. Această persoană o cheamă Plahotniuc. Moldova, trezirea, lumină, mai multă lumină. Ne vedem joi.